Bună seara, bună seara! Ultima seară de summit. Cu strângere de inimă, am văzut că deja comentați în, în chat aici. Ia să vedem ce, ce spuneți. Așa. Ce spuneți de -a Că nu mai văd eu. Voi fi ieșit? O secundă, scuzați-mă. Te aud și pe tine. Păi, de fapt, mă aud pe mine. Gata, gata. Și eu aș vrea al summit. Dar uh, au și oamenii aceștia care au muncit atât de mult uh, nevoie de o vacanță. Da, ne spune Sorina. Da. Cred că așa e. Mă întreba cineva ce, ce proiect am un plan după ce se termină acest summit, uh, de ce mai mă apuc și am zis că următorul meu proiect este o vacanță. Pe bună dreptate a fost solicitant acest summit, dar cum îmi, cum îmi place să spun, a fost mai frumos decât greu. Da? Adică efortul a meritat din plin. Feedback-urile pe care le-am văzut în fiecare, în fiecare, în fiecare zi, timp de 17 zile. Mi-au dat uh, energia necesară să continui, mi-au dat energia necesară să pregătesc și mai bine lucrurile și lucrurile nu s-au întâmplat uh, singure, o întreagă echipă a conlucrat ca lucrurile să funcționeze și operațional, și tehnic, și uh, din toate punctele de vedere. Inclusiv site-ul a avut și el uh, creșterea lui spirituală și când uh, e creștere apare și, apare și un mic haos uneori, care nu știu ce e cu el. Deci am experimentat și mici dificultăți la website, dar se rezolvă cumva. După ce se rezolvă summit-ul, astăzi vorbeam cu cel care ne administrează și așa. Și încă mai sunt mici problemuțe care nu le-a reglat. Nu, uh, pur și simplu nu găsește o soluție. Mă miră treaba asta, dar nu o găsești, da. Și am zis că de mâine, după summit, lucrurile o să se rezolve singure de la sine, că nu o să mai fie chiar atât de solicitat website-ul. Deci scuze cei care ați experimentat diferite situații, se reglează singure toate de, de mâine. Această călătorie pentru mine a fost dezvoltare, a fost înțelepciune, a fost magie, a fost, au fost perspective, a fost bunăvoie, a fost energie bună transmisă de tine pe chat, de cei pe care i-am invitat. Mă întreb și eu. Ce fac mâine, pentru că nu o să am summit, la fel ca și tine, probabil, da? pentru că deja a devenit o tradiție, chiar îmi spunea cineva că ar fi trebuit să fac 21 de zile, că atunci apare schimbarea după 21. Cred însă că și dacă ai văzut o singură sesiune, două sau 3, schimbarea începe după ce practici 21 de zile. Bine, studiile sunt împărțite, dar a rămas asta cu 21 de zile ca cea mai citată. Și orice la din acest masterclass, din acest masterclass, din acest summit, aplicând mai departe, va deveni un obicei. Ce vei afla în această seară, ce ai aflat ieri, alaltă sau sau oricând ai fost în, în această situație. Scuze. <coughs> da. Bună seara, bună seara, bună seara, bine ați venit. Bună seara, bună seara, bună seara. Uite, Ana Stan, am zis că deja vă cunosc. Gabi Cio, Elena, Marinela Grigorescu, bună seara, bună seara, bună seara. Așteptăm cu nerăbdare următorul summit. Da, Diana, și eu îl aștept pe următorul. Chiar mă gândesc cum o să arate summitul 2024. Am câteva idei. Mă gândesc la acest, la acest aspect da, Angela, bună seara, Maria, bună seara, Eugenia, bună seara, Irina, bună seara, bună seara, do domnule Marian și dole, domnule Oreste, mulțumesc pentru emisiunea din această, emisiunile din această perioadă. Eu înceam cu emisiune, ca asta nu e emisiune. Asta e. Puteți să-l numiți podcast, puteți să-l numiți proiect, puteți să-l numiți summit. Asta cu emisiunea e mai. În sensul, care e diferența majoră? În primul rând, acest summit e făcut împreună cu tine, cu tine care am interacționat, cu tine care am ascultat, cu tine care ai propus invitații, cu tine care ne dai feedback. Nu prea seamănă la o emisiune mai statică treaba, de foarte multe ori să preînregistrează, noi am avut aici un live 100 la 100, ceea ce nici în podcasturi nu se întâmplă de cele mai multe ori. Se înregistrează și se difuzează la un moment dat. Deci -aș să nu aș cum să-l numesc, nu-mi place mie partea cu emisiunea, dar uh, nici nu am zis uh, întâlnirile, întâlnirile magice. Hai să l -am, Dacă v-au plăcut întâlnirile magice, să înlocuim emisiune cu întâlnire magică cu Life University sau întâlnire magică cu invitatul. Da. Bună seara, bună seara, bună seara, bună seara, bună seara, Georgeta, bună seara, Carmen, bună seara, Aura Nae, bună seara, Liliana, bună seara, Doinița. Am avut ser de mare folos, ne spune Doinița, mulțumesc, Doinița. Felicitări și echipei tale, da, singur nu prea poți face mare lucru. Ah, domnul Petrescu, da, mulțumesc, domnul Petrescu, da, Așa. Uh, haosul e super, e superior ordinii, din el se naște o nouă ordine. Așa e, Angela. Am observat că nu poți să crești fără să generezi un pic de haos, cu toate că domnii cam în toate seriile ne-au spus că trebuie să ne liniștim, așa o să ne spună și Oreste, probabil. În <laughs> viziunea mea e nevoie de un pic de haos, așa, ca să te destabilizezi, ca apoi să reașezi lucrurile. Bună seara, mulțumesc frumos pentru summit, a fost ceva minunat, multe de învățat, multe seri cu vibrație înaltă. Aștept următorii summit, da? ne spune Maria, mulțumesc Maria. Deci, Irina, ești minunat, Marian, mulțumesc. Am eu îndoielile mele, că nu sunt chiar așa minunat, dar mulțumesc frumos, e binevenită orice apreciere. Maria, Uh, schimbarea începe cu primul pas care, pe care îl faci pe această cale. Uh, Mirela, nu am reușit să mă înscriu la doamna Gina, nu a mers site-ul. Mirela, acum eu știu că nu a mers site-ul, dar să știi că astea au fost pe YouTube și pe Facebook, adică nu au legătură cu site-ul nostru. <laughs> da, ai ratat-o, să vedem. Dacă ai achiziționat masterclass-ul Ginei Veveriță, uh, uh, îl punem în secțiunea bonus. Când vom pune în secțiunea bonus înregistrările, sincer, cred că săptămâna viitoare. Echipa intră în vacanță de mâine cu un suport limitat pe e-mail. Da? De suport limitat pe e-mail, telefon nu. Întreaga echipă are o nevoie de vacanță. Vă rog frumos să ne înțelegeți din suflet, adică joi, vineri, sâmbătă, duminică și luni. Este zi liberă. Dacă sunt urgențe, transmiteți un e-mail și am stabilit că o să intrăm un pic așa să mai rezolvăm dacă e ceva super urgent. De ce? Pentru că astăzi se încheie Black Friday de primăvară. Și se vede, adică dacă vrei să achiziționezi orice masterclass, orice masterclass, vom vorbi puțin și despre a lui uh, uh, Oreste orice masterclass îl iei la super preț. Ceva similar am mai avut doar în Black Friday. Adică reducerile noastre chiar sunt pe bune, pe bune. Cei că, dacă ești de mai mult timp alături de noi, știi că e un deal foarte, foarte bun. Unu, acționezi astăzi, faci comanda, Uh, și dacă n-ai bani pe card, dacă eu știu, alegi transfer bancar, poți să achiți în zilele următoare. Nu e nicio problemă. Doar să plasezi comanda astăzi. Din mâine încolo, uh, fără vreo supărare, n-am știut, n-am putut, n-am ceva. Dacă nu se regăsește comanda în sistem, uh, nu o putem onora la prețul de, uh, de astăzi. Deci e momentul să achiziționați cele mai tari masterclass-uri. Uh, pentru că, până la urmă, un masterclass e un cadou pe care ți-l faci ție. E modul cum arăți tu că îți pasă și de tine, de, de cine ești, de ceea ce faci și să o faci într-un mod mai ușor și mai, mai plăcut. Acesta este până la urmă un masterclass și te poți, te poți simți vinovat că dai banii pe educație, Ceea ce ar fi cea mai mare. Uh, nu, știu, nu vreau să zic tâmpenie, dar. Uh, devalorizarea a, a, a ta, dacă, dacă te consideri vinovat, sau poți să te întrebi sincer, băi, merit și eu un masterclass sau nu merit? Ce? E simplu. Da. Nu am reușit să mă înscriu la Dana Gina. A, ah, am văzut Mirela așa. Uh, mesajele vin necontenit aici și aici, 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 aici. aici. Da. Uh, acest summit pentru mine a fost ceva gen constelații, dar un, un dar minunat. Uh, noua medicină germanică, da, este viitorul, nu știu, cred că a început o discuție mai devreme. Uh, mă gândesc să fac și un masterclass cu medicină germanică, dacă îmi lăsați uh, cine credeți că e calificat să facă treaba asta, D Ați văzut standardele la acest masterclass? Adică nu îmi dați începători, da? Cineva care chiar știe despre ce vorbește, altfel nu intră în, în platforma Life University. Top of the top în medicină germanică, da? Felicitări, îmi transmite mama mea, da? O văd aici. Mulțumesc, mama mea! Uh, mama mea în fiecare, aproape în fiecare seară, pentru că ne vedem foarte rar, și își pune summit pe televizor și se uită să-l vadă în toată splendoarea. Bună idee, mi s-a părut genial din partea ei. Așa, știi, ea să se conecteze, să facă și își pune pe televizor. Deci fiecare seară l-a văzut pe summitul pe, pe televizor. Mulțumesc, mama mea! Și atât cu, cu cu vorba pe cine avem în această seară. Am deschis summit cu Ovidiu Dragoș Argeșanu, care a făcut mișto de mine. A zis, băi, în deschidere vin ăștia mai mici, nu știu ce, așa. Uh, cumva eu consideram că e o onoare să încep primul, dar cumva avea și el dreptate, că băi, în deschidere vin mai mici la grei vin la... Grei vin la urmă. Cred că greia, grei au fost toți, la modul nume grele, nume importante, ordinea a fost fix dată de univers. Adică cum s-au aliniat lucrurile, cum s-au potrivit, n-a fost o intenție, Am mai avut și mici modificări pe parcurs, n-a fost o intenție ăla trebuie să fie primul, ăla ultimul, ăla la jumate și sau de orice alt fel. Cu toate acestea, uh... Amintirea acestui summit va fi dată și de ultima experiență pe care o, să o ai în această uh, minunată seară de un om care uh, a, a fost în căutări multe, 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 multe. Un om uh, iubit, iubit de mulți oameni, urmărit de mulți oameni. Un om care, în momentul în care l-am întâlnit, mi s-a părut mai om decât om, mi se părea. Adică, mai zic eu uneori așa, bă, uite, ăsta chiar e, se poartă ca un om, așa, știi? Și nu, nu, zic foarte des asta, băi, ca un om, știi? Și Oreste mi-a plăcut. Mi-a plăcut, înainte să-l cunosc personal, și după ce l-am cunoscut personal, am devenit fanul lui. Adică fanul lui la modul la care are o energie, o vibrație și uh, o profunzime, o bunătate care nu are cum să nu te atingă. Și așa am înțeles de ce îl, îl urmăresc atât de mulți oameni pe rețelele sociale. Uh, cartea, celebra carte codului Oreste, poate dacă nu ai achiziționat-o încă, poate ar fi bine să o achiziționezi. Și atât de mult uh, mi-a plăcut de cum, uh, cum gândește, cum vede lucrurile, cum uh, simte, încât uh, i-am făcut două propuneri simultan. Unu, aș vrea să vi la summitul de spiritualitate. Și da, Marian, cum să nu, foarte deschis, Însă, interacționând cu el, a venit imediat și a doua propunere. Uh, aș vrea să facem și un masterclass. Și a fost o adevărată aventură, în sensul în care asta se întâmpla, cred că acum uh, vreo 3 trei săptămâni, 3, trei, 3 trei îmi șoptește din, îmi colegii din regie și am reușit uh, să filmăm masterclass-ul. Echipa a fost de zile mari, în sensul în care a reușit să-l monteze, să-l editeze, să fie totul gata, astfel încât tu în această seară, dacă vrei să-l achiziționezi, intră în promoția Black Friday de primăvară, dar atenție, se termină 12 noapte în noaptea asta, promoția Black Friday. Este deja disponibil și s-au înscris câteva sute de oameni. Deci te aștept și pe tine cu mare drag. Bună seara, Oreste! Bună seara. Mulțumesc că ai răspuns invitației! Eu îți mulțumesc e, din mai multe motive. Primo, că m-ai făcut și pe mine complice platformei tale. Doi, pentru că am stat aproape în fiecare seară urmărindu-i pe invitații tăi de până la mine. Fapt care m a îmbogățit mult mai mult decât eram. Și trei, pentru că mi-ai făcut un compliment frumos eu chiar asta mi-am și dorit de-a lungul existenței mele, să rămân un om. Și am și o vorbă asta, din când în când când mai scăpăm boi în lături așa cu prietenii mei, hai să rămânem oameni. Și dacă am convins așa în scurta noastră interacțiune că nici nu-mi doresc mai mult decât atât, pentru mine e suficient și îți mulțumesc pentru vorbele frumoase. Cu drag, cu drag, cu mare drag. Tema mare a summitului e așa. 10 lucruri pe care le putem. Intrăm în subiect, că am vorbit destul. Da? -a trecut, au, trecut, au 15 minute, 15, 18. Uh, tema mare a summitului este așa. 10 lucruri pe care le putem face pentru evoluție spirituală, pentru creștere spirituală. Noi am fixat și o temă, uh, cum am călătoria către sine, nu? În această seară, așa am numit-o, da? Încercăm și noi, că ne-au sugerat oamenii, de, domnule, dacă vine un om să vorbească, spuneți-ne și despre ce. Vine și vorbește despre ce vrea el. Cam, asta e, cam așa se întâmplă la acest summit. <laughs> Încerc să dau niște nume. Care ar fi primul lucru care îți vine în minte când vine vorba de creștere spirituală? Primul lucru care îmi vine în minte este observarea. Acum, sunt convins că toți cei care ne privesc acum și toți cei care au achesat idei Life University de masterclass apreciază la justa valoare metafizica orientală, metafizica chineză. Nu cred că există o medicină mai complexă decât medicina tradițională chineză. Și la bătrânii ăștia chinezi, care sunt cei mai înțelepți dintre noi, chiar spunea cineva că în momentul în care chinezii se vor creștina, lumea va arăta mai bine toată complexitatea lor și toată profunzimea lor lăuntrică pornește de la simpla observare. E o școală fantastică asta de a-ți concentra întreaga atenție pe gesturi mici. De asta există arta ceaiului, de asta există Kung fu din bucătărie, de asta există o filozofie și o metafizică atât de profundă a lor, toate născute din răbdarea și din timpul pe care și l-au îngăduit înțelepții lor, să observe lucrurile. Și inevitabil, observând, dau un exemplu, l-am dat de mai multe ori și nu, nu vreau să caut altul pentru că mi se pare foarte plastică. Da. observând preț de câteva clipe o frunză, vei înțelege că ea e prinsă de un ram, vei înțelege că ramul ăla e prins de o creangă, creanga aparține unui copac, Copacul unei păduri, pădurea unei regiuni, regiunea unei țări, țara unui continent, continentul unei planete, planeta unui sistem solar, sistemul solar unui univers și mai mare și iată cum, de la o simplă, foarte simplă și banală constatare, te poți regăsi și pe tine, îl poți căuta și îl poți găsi și pe Dumnezeu, poți să să-ți găsești sensuri o să înțelegi un lucru fantastic pe care dacă l-am înțelege cu toții ne-ar merge mult mai bine, că tot ce se manifestă și în interiorul nostru și în exteriorul nostru este un nesfârșit raport de cauză și de efect. Și atunci, primul lucru, nu te costă bani, nu presupune să fii nici intelectual, nici genial, nici inteligent, nici într-un fel social categorisit anume, oricine ai fi tu, dacă ți îngădui câteva clipe din tumultul ăsta al vieții pentru a observa lucruri mărunte, vei ajunge la lucruri mari. Și atunci ea e prima lecție. Doar în exterior, nu și în interior. Și în exterior Sau și în interior. Sau ce faci tu? Și în exterior și în interior. Pentru că imediat după ce îți observi cumva lumea din afara ta și îți faci exercițiul ăsta, îți antrenezi mintea să observe, după aceea te poți întoarce cumva și către tine să-ți observi originea gândurilor, Frânturile astea de intenție pe care le ai, dar nu le duci niciodată până la bun sfârșit. Și atunci, pornind și căutarea asta către sinele tău profund, pornind de la gânduri, trecând prin emoții, trecând prin instincte, prin impulsuri, poți așa să-ți cartografiezi universul tău interior și să începi ceea ce se numește procesul de autocunoaștere. Pentru că noi nu putem să-i cunoaștem pe alții dacă nu ne cunoaștem pe noi. Pentru că cine suntem noi, poate doar o oglindă pentru ceilalți, cum și ceilalți nu sunt altceva decât oglindirea propriei noastre și ființe, dar și persoane. Că suntem amestecul ăsta de ființă și persoană. Ființă untrică nevăzută, neștiută, neghicibilă, care locuiește o perioadă determinată de când se naște până când moare într-o persoană. Persoană, persoana, mască, de la grecii antici știm că e doar un ambalaj. Dar noi suntem și ființă și persoană persoană de când ne naștem până când murim. Și acum, dacă mergem pe cărarea spiritualității universale, suntem și o ființă făcută după chip și asemănare dumnezească, adică nemuritoare. Și atunci, iată paradoxul nostru. Suntem un nemuritor într-un înveliș trecător. Foarte, foarte frumos spus. Mi-am amintit asta de de atenție și lucruri mici, un exercițiu pe care îl fac actorii, nu mai știu de unde l-am învățat. Se numește Dicteu. Dicteu se numește procedeul. Așa, care. L-am studiat și eu am făcut regie de film, Așa. și am cochetat un an înainte de a da la facultatea Z de, de Regie. Și tu, cu zic și eu, nu știu dacă e celălalt, cu dacă E dicteu se numește, este un procedeu din școala clasică de actorie și anume de a scorela observa observarea în exterior cu cea din interior pe auz, pe tactil, pe miros, pe văz, adică pe cele cinci simțuri, și apoi reproducerea emoțiilor din lăuntru în afara ta. Mm. Și așa se explică că orice actor foarte bun poate să te convingă într-o ficțiune că moare, că plânge, că râde, că suferă, că e diabolic și așa mai departe. Aduce, e un, un exercițiu. Aduce emoția acolo, și înainte de asta îmi spunea că face ceva de genul, apropo de lucrurile mici. Că prima dată ascultă, ascultă, dar ce se aude îndepărtare. Da. Deci, îndepărtare, așa începe, îndepărtare, așa, așa, îndepărtare de... așa, și mai aproape, ascultă, vede, se uită, și mai aproape, și mai aproape, și mai aproape, și mai aproape, aici, și apoi în interior, ca să fie prezenți 100% acolo. Păi, da, pentru că, uite, noi avem un instrument numit Trupul nostru, care este perfect și uluitor în același timp. Gândește că noi putem auzi medii, putem auzi înalte frecvențele, putem auzi joase. Când ne referim la văz, vedem aproape, vedem departe, vedem clar, vedem neclar, vedem central, vedem periferic. Când mirosim, mirosim dulce, amărui, acrișor, freș, mosc și așa mai departe. Când simțim, simțim atingeri ușoare, atingeri grele, atingeri rece, atingeri calde. Când gustăm, o paletă întreagă de informație vine și pe papila gustativă. Și atunci, dacă noi ne-am observat pe toată aria asta care ai spus-o. Pe toată aria asta, dacă ne-am observat atât în exteriorul nostru, cât și în interiorul nostru, nu ne-ar cam fi suficient pentru a înțelege și cine suntem și cam de unde venim, ca să știm încotro să ne îndreptăm, pentru că e clar că noi avem o călătorie scurtă. Începem punctul A, când vii așa din nedefinitul ăsta cosmic și Ești un trup mic, vulnerabil acolo, o omogăldeat, și ești chiar înainte de a ieși în lumea asta, că ești în intrauterină acolo. Și atunci, în primele 9 luni, când îți se configurează inima, creierul, organele, bang, bang, și în 7 luni, spre 9 luni, tu deja ești pregătit pentru a intra într-o nouă realitate, într-o lume care începe să fie definită. E definită de spațiu, e definită de timp, e definită de familia ta de statutul tău social, de țara în care te naști, de cultura în care te naști, de religia în care te naști, de moștenirea genetică pe care o primești. Și atunci, școala vieții, toată școala vieții, mie îmi place să cred asta și chiar cred asta cu adevărat, nu există academie, nu există școală, nu există cărți, nu există filozofi, nu există înțelepți mai mari decât însăși viața. Și viața tuturor ne oferă răspuns la toate întrebările. Numai că noi trebuie să ne reamintim cum să o observăm, cum să o gustăm, cum să o atingem și să ne dăm timp. Noi, noi astea, oamenii moderni, noi suntem victimele propriile noastre păreri despre timp. Cineva ne, ne vampirizează energetic pentru că odată cu apariția ceasului, secundarului, calendarului, programului de lucru, scenete astea sociale, ne-a furat timpul lăuntric. Și eu l-am redescoperit și vreau să îi sfătuiesc pe toți cei care pot să facă treaba asta. L-am redescoperit plenar, de plin, în, pe de o parte în țările sărace, din Orientul Mijlociu până în Africa, dar cel mai bine în Africa, pentru că acolo nu există timp. Ei, ei au africanii în cultura Swahili o vorbă care spune pole, pole, adică mai încet, mai încet. Au și la tinii, grăbește-te încet. Și atunci dacă dăm cumva kilometrajul ăsta al timpului la turația lui obișnuită, o să avem timp să observăm și de unde ne vin gândurile și cum se nasc emoțiile și de ce am anumite impulsuri în anumite contexte din interior către exterior, dar am timp să mă bucur de fiecare nuanță de lumina soarelui, de fiecare freamăt al unui copac, al unei frunze, al unui fir de iarbă, de fiecare zâmbet, de fiecare privire din jurul meu, de fiecare emoție pe lângă care pot trece și... Hai să ne dăm ochelarii de cal deoparte, haide să încercăm cumva să nu ne mai grăbim că tot acolo ajungem și atunci dacă mergem pe înțelepciunea africană, care... E baza noastră, știi asta din punct de vedere genetic, cu toți venim de acolo. Uh, și ne reîntoarcem la pole-pole, la mai încet și mai încet, adică să fim ceva mai încet decât ardelenii noștri, atunci viața are altă savoare, al farmec, al... se schimbă total paradigma, în bine. Și mai încet, mai încet, ăsta cum ar fi în practică? Adică dă-ne câteva exemple. Păi, uite, de exemplu, una dintre artele fundamentale ale japonezilor este arta ceaiului. Un ceai până îl faci nu durează 5 minute. Poate să dureze și o zi întreagă. Până la urmă, cel mai minunat ceai e ăla dintr-o ceașcă goală, pentru că și imaginația ta lucrează la treaba asta. Și atunci, nu știu cum să facem, pentru că noi suntem condiționați de timp. Trebuie să ajungem la o oră fixă undeva, trebuie să facem tot ceea ce ne-a învârtit și ne-a manipulat sistemul ăsta să facem într-un anume orar și într-un anume program, dar până la urmă, mai important decât serviciu, mai important decât sistemul, mai important decât condiționalitatea socioculturală în care trăim, este natura noastră. Și atunci noi trebuie să operăm așa cum operau bunicii sau străbunicii noștri, care n-aveau ceas, tai că stră bunicii noștri sigur n-aveau ceas. Care observau natura și știau cum să se armonizeze cu ea. Care și îngăduiau când mâncau să se bucure, să mestece încet, să bea încet. Să asculte pe cel cu care e la masă, să-și dea timp să gândească înainte să vorbească. Și atunci poate părea ceva ciudat pentru omul modern, dar ăla e, ăla, e, ăla e ceasul nostru biologic. Noi de asta poate și murim mai repede decât e cazul, pentru că ardem lumânarea prea repede. Și noi ar trebui să ardem așa cum ne-a lăsat Dumnezeu să ardem. Fiecare vârstă, fiecare etapă are un timp al ei să nu ne grăbim. Când suntem copii, noi vrem să devenim dintr-o dată foarte repede oameni mari. Când ajungem oameni mari, vrem să fim neapărat și foarte repede niște oameni de succes. Și fără să ne dăm seama, îmbătrânim, fără să ne dăm seama, ne îmbolnăvim și chiar când nu dorim, mai și murim. Și atunci ar trebui să ne resetăm cu toții un pic. Să, ne luăm, și eu să ne luăm un timp dedicat în fiecare zi ca să facem asta? Păi sau... ca la vioară, tati. Noi trebuie să reîncepem să învățăm să respirăm, să vorbim, să mergem, să ne raportăm la ce e în jurul nostru și în interiorul nostru și putem începe cu exerciții simple. Când mă spăl pe dinți, hai să nu mă grăbesc. Hai să îmi dau timp să înțeleg ce se întâmplă când periuța aia freacă zmalțul. Când beau cafeaua, să o beau în tihnă. Când fumez țigara, să o fumez în tihnă, să-mi așez gândurile, să observ lucrurile și când merg, să merg firesc, ca să am timp să mă bucur de fiecare secundă a vieții mele, pentru că, bă, nu știm, nu știm când murim. Și atunci n-ar fi păcat să treacă atâtea lucruri minunate pe lângă noi și noi să nu fi avut timp să le observăm măcar, dar, apoi să le integrăm, să le înțelegem. Să observăm. Zic așa ca un boșorog uh, uh, așezat, dar uh, pe mine m-a lămurit uh, experiența africană cu. cu, cu în plenitudinea pe mine m-a lămurit Eu am avut acea ex experiență în India În Africa păi, nu aproape. atât de mult E aproape, e foarte In India, aproape tot la fel E Oceanul cu... Indian Na, de La timp, mijloc între India asta și era. Aia. Când ajungem, ajungem când ajungem Ne vedem, ne vedem când ne vedem adică stăm, cât nici... stăm. Da. stăm cât stăm Stăm cât stăm Prima dată a fost foarte confuzant Pentru mine în India Povestea asta cu, cu Timpul care eram cu Clar, da, să știu da. ce și cum. Da. E, e, Cu ei pentru, nu se poate. Pentru mine, Orientul, de la Orientul Mijlociu către Orientul îndepărtat, plus Africa, reprezintă comorile pe care noi, occidentalii, europenii, le-am pierdut de câteva generații. La ei încă persistă o altă spațialitate, o altă temporalitate și o altă bucurie. Iar bucuria nu poate fi decât suma lucrurilor mărunte și mici pe care le asimilezi și le, le, pătrunzi gustul, savoarea. Viața are gust, totul are gust, totul are culoare, totul are miros, tot ce, ce ni se întâmplă este viu și atunci doar noi suntem morți. În viață noi suntem morți. Era, tu sigur îți amintești, pentru că suntem cumva cam din aceeași generație, de aceeași vârstă, așa, născuți mult înainte de 89, Exista. E chiar așa mult. Bă, nu foarte mult, dar hai să zicem că anii 70 sunt uh, da. 20 de ani înainte da, de 90. Da, da, da. Um, eu sunt 79. O, ești mult mai tânăr. Da. Îmi pare bine pentru tine. <rătări> Ei, deci ori eu, ori eu arăt prea bătrân, nu, ori dar tu prea tânăr. suntem <rătări> 70. Ai prea tânăr. Bă, ne, suntem 70. Că da. tu ești 79. Dacă erai 80, erai 80, Așa da. e 79. Știți? Da. Toți 70. Okay ca să te ne băgăm în aceeași oră. Și era la cenacul flacăra o melodie, suna destul de tâmp în urechea mea de copil, dar după aia, bă, mi-am dat seama că era o mare filozofie acolo, care spunea așa, decât să trăiești murind, mai bine să mor trăind. Și era așa o sacadare, decât să trăiești murind, mai bine să mor trăind, mamă, la nesfârșit, ca o mantră mă enerva când era mic pentru că mi se părea o stupiditate. Dar mai târziu și de acum, bă, mi se pare una dintre maximele filozofice de mare angajament. Că e mai bine să mor trăind decât să trăiești murind, știi? Și mie mi se pare că noi, mai ales europenii, occidentalii, nord ăștia cu tehnologie multă și cu posibilități nenumărate de a ne consuma timpul mai repede, murim deși nu ne dăm seama. Adică suntem mai degrabă niște morți ambulanți decât niște vii. Vii sunt ăia în India, în Africa, ăia care au, se vede viața în ochii lor, știi? Nu, nu au, cam început să ne apară ochii de pește fiert, așa, adică nu, nu, mai, nu, nu mai, sunt vii. Avea bătrânul Paler o, o, vorbă foarte mișto, spunea, domne, m-am uitat în ochii lui și nu era nimeni acasă. Cam așa, cam așa cred că am ajuns și noi, din păcate. Și n-am cum să nu fiu fascinat de licărul ăla din uh, ochii copiilor, bătrânilor din India, din uh, peninsula arabică, din uh, Palestina, din Africa, orice zonă. De nevoiești, nu o să râdem, că când ne am Asta, fost stare, m-am uitat în ochii lui și nu era nimeni acasă. Da. 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 Extraordinar. Deci să observăm. Asta e. Să ne dăm timp. Să ne dăm timp. Să nu să poți să observ observi dacă n-ai timp. Mai lent. Ok. Și, și, apoi. Și apoi, imediat după asta, tot din filozofia asta oamenilor săraci, dar bogați pe din lor, să te relaxezi. Nu este foarte încordați. Încordarea înseamnă constrângere energetică, în primul rând. Dacă ești tot timpul încordat, așa ești ca un arc, Ți toată energia aia acolo și nu, nu curgi. Nu? Viața e o curgere, asta știm din toată filozofia. Să ne relaxăm. Aia. Ce înseamnă să ne relaxăm? Păi să ne relaxăm nu mai, să, mai știm ce înseamnă? Să începem pur și simplu, depinde cum vrei să o facem. Că există uh, ambivalență treaba asta. Poți să te relaxezi din interior către exterior, ceea ce poate părea un pic mai greu pentru omul modern, dar hai să începem invers, să ne relaxăm de la exterior către interior. Și atunci, observându-ți cumva, condiția musculară, tu dacă nu ești în război, nu te atacă nimeni și nu ai nevoie să reacționezi imediat, n-ai voie să fii încordat. De ce să fii încordat? Noi ne încordăm în momentul în care simțim un simbol de pericol, de amenințare, de uh, fugă. Așa ar trebui. Așa ar trebui. Și atunci noi, dacă începem să observăm și ne dăm timp și începem să ne relaxăm, să inspirăm profund, să relaxăm mușchii, să relaxăm mintea. Bă, stai un pic, am un zoom în cap tot timpul. Ce o face ăla? Dar de ce a zis ăla? Dar cum? Dar cine tot eu care sunt? Și de aici toată, tot puzzle-ul ăsta din miliarde și miliarde de gânduri neterminate care se încordează mintea, nu? totul pleacă din creier. Și atunci o minte încordată e un corp încordat. Un corp încordat e un corp bolnav pentru că nu circulă energia vitală prin el. Și atunci, uite, gândește-te că tu, dacă te încordezi acum, și tu de acasă, dacă vrei să te încordezi acum, ea încearcă să iei un taburete de jos, încordat total așa. O să vezi că, deși taburetul e foarte ușor, nu o să-l poți ridica. Dar dacă ești foarte relaxat, îl iei ca și îl arunci 20 de metri mai încolo. Principiul ăsta se regăsește și la baza artelor marțiale tradiționale, chinezești, japoneze, și așa mai departe. Este filozofia aikido. În aikido, dacă ești încordat, nu faci aikido, trebuie să fii relaxat. Fiind relaxat, și când cazi, și când te lovești, și când vine uh, taifunul, ai timp să reacționezi, pentru că relaxarea îți acordă timp. Cred că și dilată timpul, nu? Îl dilată, evident. Și atunci, fiind dolent în sensul bun, în sensul în care vorba aia, tot acolo ajungi. Ia-o mai moale așa, ia-o mai chill. fi mai chill un pic, fi mai relaxat un pic. Și se poate în, exercițiul de respirație, abdomenul trebuie să fie relaxat. Chiar, Dacă chiar e... asta vreau să te întreb, că suntem în situația în care de lumești. Da, domne, pipă e, -e plexul solar. la tine că ai parcat pe locul lui, A, care nu locul lui. Altul, tu vezi că a parcat unul pe locul tău care e al tău, adică... Da, meu, și ce ai rezolvat? Vrei să ajungem la crimă din asta? Cum să asta? facem? Cum să facem în situații păi de Păi uite, uite, ăsta? tu care stai acum acasă, dacă ai chef, verifică splexul solar. Ia vezi, e tare, e încordat, ia încearcă să bagi mâna în el. Dacă nu intră, înseamnă că ești încordat. Pune-ți mâna pe trapez pe aici, ia vezi, e, e strâns, te strâng umerii, ia vezi spatele... E minunat să ai animale de companie, mai ales pisici, pentru că ele sunt o lecție de relaxare. Ele se întind, își dau timp să, după ce au stat o perioadă... Știi, chinezul spune, domne, diferența între om și statuie e una singură. În om circulă energia, în statuie nu circulă. Și atunci noi nu trebuie să fim statui, nu trebuie să fim imobili, nu trebuie să fim neflexibili. Trebuie să avem brațe relaxate. Copiii. Copiii sunt foarte relaxați. De-aia copiii când cad, nu se lovesc atât de dramatic. Copiii și bețivii. Și că noi spunem, domne, există un Dumnezeu al bețivilor care are grijă ca de fiecare dată când ei dau cu nasul de bordură să nu pățească nimic. Dumnezeul bețivului se numește relaxare. El e relaxat, că doar în brișcă, înțelegi? și atunci ei se bălângă în picioarele, capul și e relaxat. A căzut, a căzut ca o frunză. Ești încordat ca o bucată de lemn bătrân, ai căzut, te-ai crăpat. Te rupi. Și atunci, dacă noi am fost odată copii, și toți am fost odată copii, deși mulți dintre noi au uitat treaba asta, știm cum să fim relaxați. Să nu avem griji. Ca să nu avem griji, însă trebuie să avem credință. Pentru că dacă nu avem credință și vrem noi înșine să fim propriul nostru Dumnezeu, și să ne gestionăm singur, să ne controlăm ce o să fac mâine, poi mâine, dar răspoi mâine, da peste 10 minute, dar acum, da, e, nu putem. Și atunci omul fără de credință e încordat. Și atunci ai pe credință care Dumnezeu grijă de tine și atunci te mai relaxezi un pic. Ai un prieten acolo. Păi hai să ne înțelegem. Domne, natura se încordează vreodată? Nu. Ea moare iarna, renaște primăvara și cineva are grijă de ea. Florile arată superb când sunt vii, mor ca să reînvie după aceea și să fie un ciclu de viu mort. Deci noi suntem tot niște vii morți. Nu? De ce ne-am încorda? Ei pot eu să controlez ceva? Păi dacă puteam, n-aveam eu părul de la 16 ani, n-aveam toți din singură, n-aveam aceeași calitate musculară ca la 20 de ani. Bă, nu-mi păstram eu toate contractele și toate joburile bănoase pe care le-am avut cândva. Bă, nu, nu știu, nu țineam o parte dintre prietenii de care m-am despărțit, nu țineam eu pe mama să nu moară, sau pe-ai mei. Ce pot eu să controlez? Nimic. Absolut nimic. Știu eu că plecând aici de la tine, poate din neatenție, cad cu un picior într-o groapă. Eu, nu, nu știu, nu, nu, știu, cum nu știu. Când, când pleci de la altul, de la ei. Nu. nu știu nimic. Nu știu când m-am născut, nu știu când voi muri, nu știu dacă voi avea succes, nu știu dacă nu voi avea succes Ei, tu ai avut. Nu hai, știu ce hai, mi oferă viața, habar n-am Hai să mă bucur, în schimb, de ceea ce observ că mi oferă Și ea dacă le oferă crinilor, trandafirilor, garoafelor, deverițelor, viezuri, șoriceilor, ție viața șoriceilor. Bă, hai să am încredere că mi -o va oferi și mie ceva Ce, ce ți-a oferit săptămâna asta ție viața? Băi, oferă lucruri foarte frumoase în viață. Pe în primul rând îmi oferă fiecare azi miercuri, nu? Fiecare miercuri. zi pe care o petrec cu nepotul meu de când se trezește și începe să strige Hai pe în casă. ]ci. Am un nepot, da. Și începe să strige pe în casă Momo, Mumu, Momo e soția mea bunica, Mumu sunt eu. Și oricelul Mumu. De Pute când ești bunic? Da. Bă. De asta vorbesc ca un boșoroc așa știu, dar îmi place. Sunt mai bine acum decât atunci când eram tânăr. Stau în curte, mă plimb, am fost weekendul trecut, asta vă spuneam, și m-am bucurat foarte mult de un vibe excepțional pe care nu l-am mai simțit de mult, poate doar în capitalele alea occidentale mișto, bazar de Cotroce. Păi ce frumos a fost, am stat 8 ore de dimineață până seara aproape, plimbându-mă pe străduțe, văzând, văzând niște oameni foarte frumoși ascultând muzică foarte bună, mâncând de la oameni din curte o clătită, o prăjiturică, o limonadă, o socată, orice. cu uh, schimbul ăsta extraordinar de zâmbete cu oameni pe care nu-i cunoști și pe care ai senzația că i cunoști de -o viață. Te așezi la o masă și ai un loc și tu acolo, sunt două, trei locuri și int intri într-o discuție. Nu i-ai văzut niciodată pe oamenii. Aia. Și după două ore putem să scoatem cuțitul, să ne facem fraz de cruce fără niciun fel de problemă. Asta mi-o oferă mie viața și e foarte mișto. Și orice. O emisiune, o, un web binar la Masterclass Life University. Toți ceilalți invitați pe care am urmărit, cu mici excepții de să recuperez vreo 2 sau 3, că n-am apucat să-i văd din cele 17 zile, o mare bucurie. Ce ți-a plăcut? Mi-a da? plăcut, la mi plăcut tot. Mi-a plăcut tot pentru că este ceea ce ai făcut tu se încadrează perfect în ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel. Cercetați-le pe toate și păstrați-vă, dragii mei, cele de trebuință. Tu ai creat un evantai de perspective de viziuni, de filozofii personale, de lucruri serioase, clasice, pe anumite domenii, cum ar fi numerologia lui Anatol Basarab, astrologia Cristinei, masajele, training cu, cu câinii, toate formele de hobby și de artă. Asta de -a A, de toate masterclass-urile, de, 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 toate, și, și de masterclass-uri și de summit. Dacă am timp, e cumva eu îmi iau timp să pot să le urmăresc. Și ai creat atâtea posibilități pentru toate categoriile de privitori și de consumatori și de uh, căutători, de sensuri, în diferite domenii, încât, dacă vrei, și ai spus foarte bine, să-ți îngădui și pentru tine. Că dacă ai dat 150 de lei să mănânci o friptură și să bei o bere, că cam atât cam te costă din păcate astăzi. Sau nu știu, mai dai încă 100 ca să îți mai ieși două pachete de țigări și să bei și două cafele tare dimineața și până la prânz. Mai nu, te cam sperii când plătești. Și vreme. când plătești atât de multe lucruri care se duc repede, pentru că ce să vezi, digestia, oricât ar fi ea de lentă, da, câteva, 8, 8 ore, ce ai băgat în tine a ieșit în tine și atunci s-a dus repede investiția. Și atunci dacă ai timpul ăsta și te și valorizezi cumva și pe tine și îți dai timp să urmărești un webinar, să-ți iei o carte, am fost la Bookfest, uite mă întreb ce mi oferă viața. Păi am fost săptămâna trecută la Bookfest, am stat câteva ore acolo, bă nene, n-aș mai fi plecat. Nu? Nici n-am avut timp să mă uit pe trei cărți, pentru că te întâlnești cu tot felul de oameni, ne-am și prezentat o carte, m-am dus la, la fratele Connector care a lansat o carte, adică s-au întâmplat lucruri nici nu știi când trece timpul Lucruri care te încarcă, lucruri care te fac mai... connector connector da. Conectări. E Cere. cel cu Lasă-mă să te ating? Lasă-mă să te ating și care este un băiat fantastic de, de mișto. Eu îl cun -l cunosc. L-am apreciat pe Conectă de acum 20 de ani când a venit în emisiune la mine, făceam noaptea târziu cu, cu Mircea Badea și el era un tânăr care abia se lansa cu Alex Velea, erau la început și am remarcat la el un lucru care nu s-a schimbat de atunci și până acum, lumina aia de care povesteam eu că am văzut-o în ochii celor din Orient, din Africa. E o candoare, o căldură, o blândețe. Și a lansat o carte pe care o recomand tuturor, e spovedania lui. El a atins vârful, a coborât, a atins și abisul. Și a făcut așa o medie între foarte jos, unde s-a aflat din cauza depresiei și a divorțului și a multor lucruri în care ne putem recunoaște cu toții. A atins și vârful și culmea gloriei și a succesului și s-a căutat. Că nu s-a găsit nici când era pe vârful muntelui, nici când era în cel mai întunecat hău abisul sufletului. Și atunci omul ăsta a urcat, a coborât, s-a tot căutat până când s-a găsit. Și a scris această carte care pe mine m-a emoționat, adică eu sunt un tip destul de strong, așa, nu, nu micționez ochiul foarte, foarte repede. Dar la câteva pagini și câteva Experiențe pe Poate care. La summit de la anul ar trebui să facă și el parte. Cum păi vă. să știi că da, pentru că omul ăsta chiar a studiat, a citit și vorbește foarte bine apropo de spiritualitate. E foarte bun. În zona asta. Bun. Deci, unul, observăm. Doi, observăm, ne, relaxăm. ne relaxăm. Și dacă începem să facem treaba asta, după aia vine ceva mai greu. Dar e foarte important să ne îngăduim și să pornim de la o constatare foarte banală. Bă, cerul ne plouă pe toți, pământul ne hrănește pe toți, aerul ne încarcă pe toți. Nu există diferențieri. Natura nu face diferență, natura nu spune tu ești ortodox. Nu, e, atunci a mori. Nu spune natura asta. Nu spune ești NATO. Nu, e, atunci du-te în altă parte. Nu, Asta facem noi. Ideologizarea asta o facem noi și o tâmpenim. Și atunci noi trebuie să ne îngăduim, pentru că observând și relaxați fiind, observând lucrurile, vedem că există Dumnezeu pentru fiecare. Fiecare gâză e o gâză în sine. Nici o gâză nu seamănă cu alta, nici o floare stai, stai nu seamănă cu te, alta. Te Niciun putine... om nu trebuie să se mene cu altul, că noi suntem unici. Hai să ne îngăduim da. așa cum suntem. Uh, Elizabeta, uh, că e și o întrebare, de-aia te întrerup. Oreste, enciclopedie, Irina Nan, mulțumesc mult, Alex îți trimite așa, foarte potrivit Oreste pentru final de summit, Elena, ce simpatic și aici era întrebarea, cum se numește cartea lui Connector? Din Livada cu Nuci. A, ah, văd că a și răspuns să Vio. Da, da, da. da, da. Bună, uite, la bună seara. O plăcere din fiecare seară. Acum am uitat, au venit sute aici de, de da, comentarii. Uite, pentru că am. Așa, reia, că nu vreau să te întrerup, deci să ne îngăduim. Cum e cu da, îngăduim, să ne îngăduim, domne, adică să ne acceptăm, fără dorința asta de sculptor pe care avem fiecare, de și le fui pe celălalt după chipul și asemănarea noastră. Adică noi va trebui să înțelegem de-a lungul vieții noastre că fiecare om în sine, este unic. Și tocmai de asta este special, tocmai de asta trebuie respectat, tocmai de asta trebuie îngăduit, tocmai de asta trebuie iubit. Nu că seamănă cu tine, cu partidul, cu ideologia, cu religia, nu. El așa este așa cum este. Singurul care îl poate schimba pe om în bine este Dumnezeu tu dacă vrei să schimbi un om cu de la tine putere, ești un sculptor care pune mâna pe daltă și urățește unicitatea unui om, o ciopărțește. Și atunci când începem să ne îngăduim, se întâmplă un miracol în viața noastră. Cel mai important, nu mai judecăm. Și atunci când noi nu mai judecăm, devenim niște oameni frumoși. Pentru că al minte să cu tot timpul cu buzele strânse, cu privirea aia de de babă care vrea să vadă dacă ții mâinile la spate în biserică ca să te afurisească. Nu. Haide să ne asumăm până la urmă faptul că dacă Dumnezeu a creat o asemenea diversitate de caractere și de oameni, cine suntem noi să întoarcem roata? Nimeni. Și atunci nu avem voie să facem treaba asta. De câte ori vom face treaba asta, vom suferi. Și atunci una dintre cauzele suferinței pornește din judecată. Judecata altora și chiar din judecata proastă asupra ta. Uite, aici am, am o carte, că tot vorbeam de Bookfest, care vă poate sau ne poate pe toți, evident, ajuta să înțelegem uh, ceva fantastic de simplu și în același timp cel mai complicat lucru. Pentru că este vorba de isihazm și rugăciune. Isihazm înseamnă liniște și rugăciunea este cea mai simplă dintre rugăciuni. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și tehnica asta de a-ți diniști mintea, sufletul și de a te așeza prin rugăciune față către față cu Dumnezeu, sunt trei puncte fixe care asigură una dintre fericiri, din alea nouă fericiri. Fericirea de a fi. Eu sunt și tu ești. Acum, existența mea nu trebuie să supere existența ta și nici existența ta nu trebuie să mă supere pe mine, pentru că avem și o altă perspectivă. E un Dumnezeu care ne îngăduie pe amândoi. Eu n-am cum să nu te îngădui pe tine și nici tu pe mine, pentru că trebuie să ne iubim ca niște frați. Dar Nu ne-am născut unii pe alții, ne-a născut Dumnezeu pe toți. Și atunci dacă El ne acceptă pe toți, hai să ne acceptăm și noi. E foarte simplu, dar e foarte complicat. Pentru că suntem orgolioși, suntem vanitoși, suntem uh, foarte convinși de propria noastră dreptate și de propriul nostru adevăr și acest, această prea mare convingere se transformă în radicalism, în fanatism, în bigotism și vedem și astăzi, cum uh, discutam și cu alții uh, confrazei noștri prin diferite conținuturi de podcasturi și așa mai departe, Păi ce a putut să stârnească băiețelul acela rare și prisecariu cu care a câștigat România au talent? Un băiețel foarte simpatic de șapte ani, care a recitat un text foarte profund domne, și s-au creat niște tabere care mai aveau puțin și ieșeau la război pe stradă cu pietre și cu topoare. Că ce, domne, că ce, că a câștigat copilul ăla, că părinții, că l-au abuzat. Chiar îmi un tâmpit, iertați-mă, că nu pot să numesc altfel pe pagina de Facebook. Că ce, domne, într-o lume normală trebuia să ia copilul, domne, pentru că era un abuzat, că părinții l au la un doctrinat. Băi, nene, adică noi nu mai știm să facem diferența între a te bucura de un concurs de talente sau a nu te bucura ne uitându-te la el. Adică eu trebuie să-mi creez o patimă din asta, o, ură din asta, să-mi crape un vas de sânge în cap, că mie nu mi-a plăcut de ce a spus un copil la o emisiune de entertainment, la post de televiziune comercial. Doamne, iartă -mă. Și atunci noi ne încărcăm cu niște patimă din astea, uluitori de mari, pe niște non-mize. Să ia copilul, că să facă, că ce domne că că de ce n-a câștigat celălalt? Păi ne-a votat lumea. Dacă ea a votat lumea, nu că, domne, că ce, că nu știu ce. Șoșoacă, anti-șoșoacă, aur, nu aur, PSD, nu PSD. Adică toate chestiile asta la care și eu am contribuit fără să-mi dau seama că și eu am fost un radical de-a lungul multor ani din viața mea și îmi pare rău de asta pentru că n-am rezolvat nimic, doar o tâmpenie, dar de care m-am convins în cele din urmă. Ne-am radicalizat prea tare, nu ne mai îngăduim. Dacă tu spui ceva ce nu-mi convine mie, primul gest îmi vine să-ți dau două pere de palme. Dar de ce? Deci am ajuns în halul ăsta în care am ajuns? Și cum ieșim din... Uh, păi nu putem să ieșim din povestea asta. Uh, decât dacă vrem, în primul rând. Că unii nu vor să iasă din treaba asta. De mii de ani, unii se încăpățânează să creadă că doar ei au dreptate. Și strânge pantoful. De ei vorbesc despre confort. Nu îl crede nimeni. Dacă tu vorbești despre iubire și nu iubești, ești un impostor. Dacă vorbești despre prietenie, camaraderie, fraternitate, dar tu ești un încuiaț și un uh, răutăcios, nu te crede nimeni și atunci tu suferi. Dacă te strânge pantoful, bă, descalță-te. Fii mai, fii, mai, fii mai relaxat. Uh, cred că viața ne va, ne va aduce în punctul în care vom înțelege, pentru că eu, deși am citit ceva cărți la viața mea, nu m-au ajutat la nimic. Până nu m-a dat viața cu cu plăcere și cu prietenie cu dinții de bordură ca să mă doară puțin. N-am înțeles. Și atunci dacă pe mine m-a dat viața de câteva ori rău de tot cu dinții de bordură ca să mi arate că sunt un imbecil că dacă nu eram atât de imbecil, Ești nu prea dur cu tine nu, acum, nu eu, am, eu am fost un mare imbecil. Și sunt în continuare în multe aspecte. Dar Dumnezeu a fost atât de prietenos cu mine încât nu m-a lăsat să mor imbecil și atunci m-a mai dat cu dinții de bordură și culegându-mi dinții în pungă și punându mi la loc cu uh, superglu, m-am gândit de ce. Și când mi-am răspuns corect, pentru că ești prost, atunci n-am mai fost prost. Până când a zis doamne, dar ce, de ce, doamne, nu este Dumnezeu, de ce mie, eu, care, cine ești tu, mă? Sac de oase, umblător. Pământ atunci hai să ne... Asta e zmerenie. Și atunci, uite, cartea asta, Isiha și rugăciune, este interesantă pentru că este scrisă de un catolic iezuit care se duce pe muntele Atos, trăiește printre călugării cop și egipteni și își dă seama că, de fapt, creștinismul nu e nici instituție, nici dogmă, ci este pur și simplu isihazm, adică liniștirea adâncă a minții și a sufletului și cea mai simplă dintre rugăciuni care nu face altceva decât să așeze inima ta în fața lui Dumnezeu prin Isus care e cuvântul lui Dumnezeu întrupat, adică este imaginea lui Dumnezeu. Și atunci creștinismul stă în trei puncte. Isihaz, rugăciune și întâlnire cu Dumnezeu. Restul e vrăjeală, ideologie, politică, business, uh, miliarde de vânzări de lumânări și așa mai departe, că nu asta e ce ne trebuie nou, ci să ne întâlnim cu Dumnezeu și cu sinele nostru profund, ca să fie un tema pe care ai propus-o tu în căutarea sinelui. Sinele nu e singur. Că noi nu, nu ne-am autocreat. E ceva care a produs o scânteie care se numește viața noastră. Noi putem să credem că e o întâmplare sau putem să credem că avem un autor. Suntem atât de liberi. Acum, dacă unul nu crede în Dumnezeu și eu încep să-i bat în cap în fiecare zi cu toporul, crezi, bă, în Dumnezeu, că nu e bine să nu crezi în Dumnezeu. Ce am, cu ce l-am ajutat Sau el invers Să mă convingă el pe mine că nu există Dumnezeu Pentru că nimeni nu poate să-l convingă pe unul Că nici că există, nici că nu există Trebuie să ne convingem fiecare În propria noastră viață de treaba asta. Și uite, viața nu o să te lase să nu te convingi Cum e Dumnezeu pentru tine? E viu Tot timpul Și eu nefiind viu tot timpul Mă pot bucura de el cât sunt viu și dacă mă bucur de el când sunt viu, înseamnă că cred că voi fi viu și după ce voi muri. Pentru că asta este temelia creștinismului: să crezi în viața de apoi. Și nu poți să crezi în viața de apoi dacă e tot viața, se numește, dacă nu crezi în viața asta. Și dacă ești frumos în viața asta, blând, bun, un copil în viața asta, vei putea să continui această experiență a lui Dumnezeu și după ce mori, că de murit, mor sigur. Toți murim. Sigur. Că ne vrăgesc unii că, domne, să putem să facem transferul de conștiință într-un corp nemuritor ca la roboți, asta este o minciună, e o vrăgeală. Nu, nu, se va putea face niciodată treaba asta pentru că viața e ca la măr. Oricât i-ai dat tu cu euri, cu pesticide și lasă să stea obluri, fără să, putreze, să putrezească. Bă, la un moment dat tot va putrezi. Că e așa e firesc să fie. Așa e și firesc și frumos. Că în locul lui vine altul. Mai proaspăt ca tine. Și atunci viața te împrospătează și se împrospătează. Și atunci Dumnezeu pentru mine este tatăl meu. El m-a făcut. El m-a făcut și tot el mă va face să ajung ceea ce vreau să ajung că tot, toate sunt în mâinile lui Dumnezeu. Și atunci e prietenul meu, e tatăl meu, e limanul meu, e umărul ăla pe care trebuie să te ții când nu mai ai nimic sub picioare. Și dacă ar fi o întrebare care să bine mâine, doamne, doamne, la tine, zice, oreste, poți să îmi pui o întrebare? Păi l-ai întrebat. Tu, dar Bine? el nu vine mâine. Da. El e tot timpul aici. E tot timpul. El nu o să mă întrebe niciodată nimic pe mine, pentru că fiind Dumnezeu știe ce întrebare Dumnezeu... a vreau să-i spun. A, am înțeles. Păi da, Dumnezeu le știe pe toate și atunci de ce să fie redundant? Și care ar fi, am înțeles. Nu l-aș întreba nimic. Aia i-aș mulțumi și l-aș pupa. L-aș lua în brațe ca un copil care nu și-a mai văzut tatăl de mii de ani. Foarte frumos. În Dumnezeu e suficientă tăcerea, numai cuvintele sunt ce sunt ele, niște concepte doar. Și atunci e tăcere mai mult, cu Dumnezeu e pe pă nu e pe vorbite. Cred. Ca să-L auzi pe Dumnezeu trebuie să taci? Nu doar să taci, ci să te golești de tine însuți. Pentru că tu ești prea plin. Și atunci nu mai încape Dumnezeu trebuie să fie mm. ca un pahar. Știi, tot Cum cine... e cu golirea? Că ar, merge natural următorul punct. Păi uite, chinezii... După observare, relaxare, ar fi și golirea, nu? Uite, golirea e ca la paharul ăsta cu apă. El acum are apă în el. Tu nu mai poți să pui altă apă proaspătă, rece, nouă, de la izvor neîncepută în el, că nu încape. Și atunci apa asta băltește dacă nu o bei. Adică peste două zile apa asta nu se mai fie bună de băut. Devine sălcie, devine ușor plăcută la gust, apasă de izvor pe care o fi proaspăt acum în pahar. Și atunci tu trebuie să fii tot timpul un pahar gol, ca să te umple viața, să te umple Dumnezeu, să te umple uh, prospețimea vieții. Și atunci hai să nu mai ținem uh, prea plinul nostru. Gândește-te că în această cameră, dacă ar fi numai mobilă, niciun centimetru de spațiu între noi, noi n-am avea o cameră am avea un depozit, n-am putea să stăm în ea. Dacă n-ar exista tăceri între cuvinte, pauze între cuvinte, n-ar mai exista sensul niciunei propoziții. Că ar fi... Nu? Și atunci asta înseamnă golirea. Înseamnă să înțelegi că viața curge. Nu stagna. Banii curg. Nu-i opri. Anii se duc. Nu-ți face operații estetice, că sunt degeaba. Așa, ca să fac și eu o glumă și să îmi pun în cap toți esteticienii care se uită la noi. <laughs> da nu e, Glumesc dar nu e glumă, e o realitate. Da. Asta e. Adică oricât ne-am operat, tot pe acolo e drumul. Și atunci haide să fim goi tot timpul. Că golul primește plinul. Plinul nu mai primește nimic dar plinul nu poate exista. El tot se va goli și se golește forțat. Se golește dacă e apasă, dar pe 5 zile și o arunci la wc că ea nu mai e bună. De... Și atunci ea, ca să fie bună trebuie să fie proaspăt. Omul ca să fie fresh, el nu trebuie să trăiască încărcat nici de trecutul lui, că e trecut, s-a dus, gata, paș nici să se încarce cu proiecțiile despre incertul viitor care cum va fi domne. Și dacă vine războiul pe noi bă, a venit? Nu. Hai să ne bucurăm atunci. Adică okay, Eminescu de ce spune? Bucuroși le duce toate? Te pace de război. Pe și și atunci... cu războiul, tot cu pace. Da, și războiul va chema o pace. Și pacea îndelungată te cheamă la război. Nu vedem treaba asta. Dacă ești flământ, ești performant, că tu vrei să-ți depășești condiția. Cu cât ești mai satisfăcut de tine așa, intri în decadență. Te îngrași, te porcești, nu-ți mai arde de nimic și te sinucizi în plictiseală. Deci nu e bine. Și atunci viața ne arată că e mai bine să fii gol decât să fii plin. De asta oamenii s-au născut goi. Chiar și la sensul cel mai direct al cuvântului. Peiorativ. Ne-am născut în puța goală. Nu este suficient. Am vrut noi să punem o haină, asta e foarte bine, dar acum noi trăim pentru a ne înveli. Nu ne ajută clima, e adevărat. Cine a fost într-o țară unde temperatura este constantă, nu știu, 23-30 de grade, mai avea nevoie de haine? Nu mai avea nevoie. Îți pui un kilo pe tine ca să nu fie rușine și gata, ți ajunge un șlap și te-am pupat la revedere. Nu? Da. La noi, de la frigider până la gânduri, noi suntem o civilizație a prea plinului. A prea îndestulării, prea plinului. Occidentul, dacă s-a îmbolnăvit de ceva, și el e bolnav acum, s-a îmbolnăvit de prea plin. Estul care a fost prea puțin, era bolnav de prea puțin. Și atunci noi trebuie să găsim de-a lungul vieții noastre exact cât ne trebuie. Bă, ai palma atâta, da. Mănâncă, bă, un pește atâta că ți ajunge, nu mânca 20, că Ție ți trebuie unul. Restul de 19, aștept să te duci la toaletă să, să scap de ei. Adică nu sunt buni. Și atunci nou, nu ne trebuie mult ca să fim fericiți. Nu ne trebuie cât ne trebuie. Nici mai mult, dar nici mai puțin. Și atunci iată că ajungem la o a patra ca să trecem prin cele zece, care înseamnă, a cincea, da. sau a cincea, care înseamnă, înseamnă cumpătare, înseamnă echilibru, armonie. Dacă ai fumat mult azi, fii băiat deștept și mâine nu fuma deloc, ca să faci o, un echilibru. Dacă o ții langa într-un sens, mor mai repede, te, te, te consumă. Tău. Și atunci a fi echilibrat. Bă, nu te-a zis nimeni, să, ai făcut un exces. Bravo, foarte bine. Dar nu-l face constant. Ești în depresie. Bă, e foarte. N-am ce să-ți fac. Dar nu o să dureze foarte mult. Dar după aia încearcă să te și bucuri. Ai făcut, ai muncit ca un rob 17 zile ca să ții webinarele astea la masterclass. Foarte bine, ți-ai luat vacanță. Că ei cum ar fi acum, după ce închidem uh, discuția noastră de astăzi, tu să mai faci încă un summit. Și după aia încă unul. Și după la cincilea te luăm cu salvare. Am două masterclass de lansat următoare. Și nu știu cum o să fac cu ele. Că eram o dilemă. Atunci, uite, nu te fi deștept. Că corpul tău știe ce are de făcut. Când e obosit, se culcă când e foame cere de mâncare, când se plictisește începe să se miște și atunci noi dacă ne-am observat mai bine, am ști exact ce avem de făcut fără să citim nicio carte, fără să vedem niciun film, fără că înțelegi, Dar noi nu mai putem, că noi ne-am sofisticat prea tare. Și ne-am ieșit din simplitate. Și ieșind din simplitate, am pierdut toată bucuria vieții. Care e foarte simplă, domne. Viața e simplă. Dragostea e simplă, prietenia e simplă, toate lucrurile de la Dumnezeu sunt simple. Și atunci vrei să știi unde nu e Dumnezeu? Cu siguranță nu e lucrurile complicate. Da, eu, ducându-mă la teologie, mi-am dat seama că teologii sunt foarte departe de Dumnezeu, pentru că se complică foarte mult. De asta duhovnicii sunt aproape de Dumnezeu și ei nu sunt teologi, iar teologii sunt departe de Dumnezeu pentru că ei tot își imaginează ei și cred ei că, domne, cum așa și făcea așa și... e bine să vorbești cu Dumnezeu, nu să vorbești de sau despre Dumnezeu. Că dacă vorbești despre Dumnezeu, e ceea ce îți imaginezi tu sau crezi tu că e Dumnezeu. Și atunci când vorbești tu personal în taină, de ta, asta și Hristos spune, bă, când te rogi, trebuie să fii doar tu în rugăciune. Nu trebuie să fie nimeni. E atât de intimă relația asta, ta cu Dumnezeu, încât ea trebuie să nu fie spectacol. Nu facem crucile de la de, de, sus și până jos și mai și cântăm oh, Hele Când Că nu e. Asta e o vrăjeală. Că nu e acolo. N-ai nevoie. Când vorbești cu Dumnezeu, știi că vorbești cu Dumnezeu. Când vorbești despre Dumnezeu, poți să faci ce paradă vrei tu. Că nu e... Cel despre care vorbești nu e, nu e acolo. Vorbești singur. Vorbești singur, da. M-am uitat în ochii tăi și n-am găsit pe nimeni acasă. Da, da. Și eu de multe ori mă uit în oglindă și nu e nimeni acasă și mă sperie da? treaba asta. Să mai întâmplă? O, oh, da. Și cum îți dai seama că nu e nimeni acasă? Păi te uiți și vezi un, un om urât care se uită la tine, se uită la tine din oglindă. Băi, ce ai cu mine? Da. Deci cum că aici eram. Cred că da. Cred că asta este un must al fericirii până la urmă, că, pentru că tu am zis că căutarea sinelui, dacă găsirea sinelui este cu suferință, scrâșne de dinți și cu doliu și din tunecime, înseamnă că nu ai mers bine. Căutarea asta trebuie să producă bucurie. Și nu e o bucurie mediocră. Păi bucurie de plină. De cum cadrează că ele povestea. sunt, postul poți tu să le controlezi. Acceptă-le și mergi mai departe. Adică, bă, vine trenul, ți-a luat piciorul. Ce ce mai poți să faci? Bă, ți-a luat piciorul, te-ai trezit fără picior. Ce faci? A, îți contempli propria suferință și te lamentezi toată viața. Doamne, de ce mi-ai luat piciorul? Ce piciorul meu? Dar eu jucam fotbal, domne, eu nu mai pe ce să fac acum. Păi a venit trenul, ți-a luat piciorul. Ce poți să faci? Accepți, ca să ajungem iarăși de la cumpătare la a șasea treaptă care este acceptarea. Accepți că ți s-a întâmplat ceva ce nu poți controla și am convenit, sper până acum, că nu putem controla nimic. Și atunci ne putem să acceptăm sau să nu acceptăm. Că e libertatea fiecăruia să accepte sau să nu accepte. Dar toți cei care au acceptat au fost mai fericiți decât cei care nu au acceptat. Pentru că și dacă ți-a ți piciorul, nu ți-l a luat degeaba. E un sens acolo. Adică asta înseamnă credință. Credință în Dumnezeu înseamnă să accepti cu bucurie ce îți dă Dumnezeu. Adică el ce a dat chestia asta ca să-și bată joc de tine, ce tată dă ceva copilului său ca să-și bată joc de el? Nu. Probabil că dacă am analizat profund lucrurile neplăcute, care ne-au scos din zona de confort, care ne-au întristat, care ne-au deprimat, care au fost ca iadul peste noi, dacă se încredincioși, știm că tot de la Dumnezeu au venit. De ce? Ca să ne scuture nici o suferință nu durează mult. Durează. Mai, cel mai, îngrozitor lucru este să-ți moară ție ca părinte un copil. Doamne, iartă-mă și Doamne, ferește. Eu asta am vrut să te întreb, dar am zis să nu te supăr. Nu. Dar dacă ți se întâmplă, ce poți să faci? Să accepți sau să nu accepți treaba asta? Și acceptând. Eu păi, păi, pot să accept, am înțeles că Dumnezeu ne scutură acum făcându un pic de. Da, dar da, dacă noi credem că viața este veșnică, nu-i sacrifică, noi avem o impresie greșită. Dacă viața este veșnică și ea nu poate fi veșnică în trup, că trupul nu e veșnic, viața în sine e veșnică, Sufletul nostru nu are nicio legătură cu trupul. De asta Hristos spune că Regatul lui nu este din lumea aceasta, adică nu este din lumea materială, care lumea materială e praf. E, adică ce se naște moare. Că moare la 5 ani, la 8 ani, la 10 ani, la 100 de ani, la 200 de ani. Asta e mâna lui Dumnezeu. Nu e mâna noastră. Noi nu putem să controlăm asta. Nu știm. Unul fumează de dimineață până seara 30 de ani și la rând și moare la 100 de ani și are plămânul roz. Și altul care nu fumează în viața lui a fost și cel mai ascet din lumea asta. Până la 50 de ani are plămânul negru. Cum? zicem pe nume că. Na, cum adică? Păi, adică nu putem să știm asta, noi nu putem să controlăm. Și atunci ceea, ce nu putem să controlăm, trebuie să acceptăm. A, eu pot să controlez ceva. Puterea mea de a zice da, puterea mea de a zice nu, puterea mea de a mă asocia, de a mă disocia, de a mă despărți, de a mă... Asta pot să fac. Și asta, dacă o fac greșit, pot să mă cert eu cu mine. Bă, puteai să faci asta și n-ai făcut-o asta. Da. Dar noi, în afară de a accepta sau de a nu accepta, nu prea putem să facem mare lucru. Și atunci când Dumnezeu dă unora o asemenea povară, probabil că o dă ca să îi arate omului că dacă viața e scurtă oricum. Adică, Mariane, gândește-te, hai să luăm etalonul veșnicia. Ce înseamnă 5 ani în raport cu veșnicia? Ce înseamnă 1000 de ani în raport cu veșnicia? Păi ce înseamnă un miliard de ani în raport cu veșnicia? Nimic nimic în raport cu veșnicia. Și atunci, dacă Dumnezeu e veșnic și noi suntem după chipul și asemănarea celui veșnic, înseamnă că și noi suntem veșnici și atunci pe noi ar trebui să ne intereseze cine suntem noi întru veșnicie, nu într-o trecerea asta atât de scurtă prin viață, că e scurtă. Diana ne întreabă cum reintrăm în simplitate. Pare imposibil în societatea de azi. Pare imposibil pentru că pe noi ne interesează foarte mult ce zice lumea. Noi trăim în Duhul Lumii. Auălă, m-am îndrăgostit. Poate să zic o fată, da? E o fată dintr-o familie tradițional ortodoxă românească, de-aia cu valori patriotice naționaliste. Bă, se îndrăgostește de un arab. Mai negrotei decât ar accepta buna cuvință din familie. Ce face? au ce o să zică mama, dar da, da cum? Și mai că să-i mai și zice, cum domne, vii cu ăsta aici, cu nu se poate, și ce o să zică lumea? Bă, care-i treaba cu lumea? Ce, tu trăiești cu lumea? Tu trăiești tu cu tine prima dată. Și atunci când ai maturitatea să alegi tu, pe cine iubești tu, ce vrei tu să faci, nu te să te mai intereseze lumea. Și atunci dacă nu te mai interesează gura lumii, care oricum e slobodă și multe spune, uh, ai ajuns, ai intrat în simplitate. Păi eu dacă aș fi luat în considerare tot ce spune lumea bine despre mine, păi eram nebun acum. Aveam senzația că sunt sfintele moaște în viață. Dacă aș fi luat în considerare tot ceea ce spune rău lumea despre mine, păi sunt diavolul pe pământ. Focul leghienei. Cel mai nenorocit om din lume. Și atunci eu nu dau doi bani nici pe ce crede lumea despre mine de bine, nici ce de lumea despre mine de rău. Pentru că nu înseamnă nimic pentru mine treaba asta. Lumea oricum nu mă cunoaște, lumea mă vede acum în acest podcast și are senzația că mă cunoaște Nu mă cunoaște, lumea poate să mă placă sau să nu mă placă, dar de cunoscut nu mă cunoaște Și atunci ce mă interesează pe mine, că unul care cunoști? nu mă cunoaște, bă, nu, nu, nu în întregime Eu am început să mă cunosc mai bine de abia după vârsta de 40 de ani Până la vârsta de 40 de ani, habar n-aveam cine să... Ce ai descoperit la tine apropo de călătoria către sine? Am descoperit că atunci când nu doresc nimic și pur și simplu eu, de când mă trezesc până când mă culc, mă las purtat de, de viață, cu ce mi-o oferă ea? Uneori nimic, alteori mai mult, alteori mai puțin, alteori foarte mult, alteori foarte puțin. Sunt mult mai fericit decât atunci când, ca un marinar al propriei mele vieți, m-am hotărât să pun eu mâna pe, pe timonă și să duc o barcă asta numită trupul meu, viața mea, unde vreau eu. De câte ori am făcut treaba asta, m-am dus în gard. S-au unecat toate corăbile. Și atunci, chiar după ce a murit mama, mi-am dat acest frâu liber de a nu mai aștepta nimic, de a nu preconcepe nimic, de a nu avea nicio idee despre nimic, ci pur și simplu cât trăiesc, să accept că tot ceea ce mi se întâmplă, mi se întâmplă de la Dumnezeu și să mă bucur de toate lucrurile astea. Și sunt foarte liniștit. Mult mai liniștit decât eram înainte. Dar se simte așa, te văd foarte... Păi, nu cum să minți acum, dacă mă simți nasol și ți-a spune ție că mă, mă simt bine, nu mai crede. Dacă mă simt bine și spun că mă simt bine, mă cresc pentru că chiar așa și este. Mă simt mai bine când nu mai am nicio tentație de a mă controla sau de a controla ceva. Eu am o singură teamă care este strict legată de mine și de propria prostie. Și atunci eu cunoscându-mă și știind că nu sunt așa cum ar trebui să fiu, uneori mi-e frică de mine și de ce imbecilitate aș mai putea să fac. Și masa mă ține cumva într-o mini-tensiune de a nu o lua o pe câmpii așa de bou. Te ține în alertă așa. Da, e. de alertă. Adică, bă, vezi, e un dușman. Cine ăla? Uite, din oglindă se uită. Acum se uită la tine. Ești dușmanul meu. A, ah, fii atent că am grijă de tine. Și atunci eu cu mine sunt așa într-o oarecare suspiciune. Dar în rest, cu toți ceilalți, m-am împăcat. M-am păcat și mă bucur de, de toți. Și îmi pare rău uh, și îmi cer iertare așa indirect că nu mi-a dat viața încă ocazia să o fac și direct față de toți oamenii cărora le-am greșit judecându-i. Și au fost mulți. Ai făcut asta? Da. O, și acum o mai fac. Dar mă uit în oglindă și când fac treaba asta, la care mă privește e urât. Nu-mi place de el. Are privirea nasoală. Nu locuiește, nu locuiește nimeni de acolo. Și atunci încerc să mă... Deci ca să nu mai judeci și pur și simplu ar trebui să te o conștientizezi că o faci? Da. Și când o faci, te oprești. Păi da, dacă tu faci exercițiul ăsta la observării gândurilor și a unui control permanent, un autocontrol din ăsta permanent, bă, dar de ce îmi gândesc așa? Bă, de ce nu-mi place mie de ăsta? De ce nu-mi place? Și dacă stai să te gândești foarte bine, îți dai seama că tu n-ai niciun motiv să nu-l placi. Pentru că el așa e el. Poți să-l accepti sau să nu-l accepti. De plăcut sau de neplăcut e o judecată. Și atunci, dacă nu rezonezi cu cineva, rezonez cu cineva, nu mă supără treaba asta. Nu mă mai supără treaba asta. Mă supăra înainte. Dar nu mă mai supără. Încerc să înțeleg de ce nu rezonez cu cineva sau de ce nu rezonează acel cineva cu mine și e atât și de dacă simplu. nu înțelegi... Dacă nu înțeleg, nu... merg mai departe, că acum ce să fac. Dar nu mă străduiesc să nu-l mai etichetez în niciun fel. Și chiar mă și distrează și mă amuză foarte tare uh, etichetele pe care le pun mulți care nu mă cunosc n-au cine sunt despre mine certitudinea cu care oameni care nu mă cunosc pun lucruri despre mine pe mine asta m-amuză cel mai tare chit că o fac bine chit că o fac în bine chit că o fac în rău pentru că necunoscându-mă n-au cum să tragă o concluzie nici că sunt bun nici că sunt rău și tu cum ești? probabil că și bun și rău și bun. uite colega mea a făcut viO. Uh, rezumatul discuției de până acum. 1. Observare. 2. Relaxare. 3. Respectarea respectă unicitatea celuilalt. 4. Golirea paharului. 5. Cumpătarea. Și 6. Acceptarea. Da. Deci cumva totul se reduce și acesta nu judeca, tot despre a accepta este? Nu, cred că să a nu judeca e mai mult decât a accepta. A nu judeca este pur și simplu un act de bun simț, pentru că noi nu avem niciun instrument, mintea noastră nu poate cuprinde, emoția noastră nu poate cuprinde, adică noi suntem foarte limitați, adică noi suntem o ființă limitată din toate punctele de vedere, în raport cu Dumnezeu, în raport cu ceilalți, în raport cu natura, în raport cu tot, pentru că trecem puțin prin viața asta în raport cu veșnicia. Și atunci eu nu pot să emit judecăți de valoare care să aibă pretenția de veșnicie dacă eu nu sunt veșnic. Sunt doar un trecător aici. Și atunci, cred că a nu judeca este una dintre virtuțile care te pot face fericit. Știi că spun, e un proverb iudaic foarte frumos care spune, așa sub forma unei întrebări, tu ce vrei? Să ai dreptate sau să fii fericit? Eu vreau să fiu fericit, nu vreau să am dreptate. Da, mă uitam uh, că au venit și câteva întrebări legate de program și vreau să fac sinteza de aici de, de masterclass-ul tău. Deci avem 15 lecții video în masterclass. Vă înscrieți, teoretic primiți acces imediat ce vă înscrieți, practic poți să existe un mic delay de câteva ore. Așa, Și ce avem aici? În căutarea unității, unității, cele șapte frecvențe ale realității. Da, tu spuneai tu, tu la început când îi sfătuiai pe cei care să-ți propună, apropo de medicina germanică sau de orice domeniu, pe cineva cu experiență care să facă o chestiune ca să fie totuși university, să nu fie grădiniță. Da. E, și e foarte corect ceea ce spui masterclass-ul meu, ca să nu mă eu pe mine, că este da. de prost asta, dar el are așa ca și greutate 15 ani de practică și de studiu și de conferințe și de cursuri și de tabere și adică este tot ce am compilat împreună pe acest masterclass în 15 lecții cu meditațiile aplicate și cu Toată sinteza asta care este, până la urmă, și cu respirația, și cu autocontrolul, și cu gândurile, și tot tot, tot parcursul ăsta, chiar și cu anumite conotații care țin de istorie, de istoria religiilor, de psihologie, de religie, de spiritualitate, așa cum am practicat-o și am înțeles eu, are totuși e coaptă, în sensul că are 15 ani. Știi că se spune și e foarte corect ce se spune, ca să poți să vorbești despre un lucru și să nu te faci de râs, trebuie să îi aloci acelui lucru 3 ani ca să poți să vorbești și să-și înțelegi despre ceea ce spui la un mod mediu valoric, îți trebuie 5 ani. Ca să poți să și predai lucrul ăla și să aibă greutate și să fie cu adevărat o transmitere către altcineva, îți trebuie minim 10 ani. Și atunci eu am 15 ani. Și atunci pe chit că nu sunt eu vreo de basculă că nu sunt, adică eu mi știu asta și asta știu despre mine, că tot, tot, toate lucrurile bune, frumoase și care au ajutat oamenii cu adevărat nu vin de la mine. Au venit prin mine, dar nu sunt ale mele, nu sunt eu autorul lor. Eu când nu se pogoară așa grația lui Dumnezeu, prin mine ca să pot să dau eu anumite lucruri bune oamenilor, eu sunt un dobitoc, adică eu n-aș de vorbă cu mine, că banal. În nimic interesant. Uh, și atunci nu am, eu nu am dreptul intelectual al ideilor, că nu sunt ale mele, să ne înțelegem. Dar am această rutină. Și rutina îți dă timp să scazi, să aduni, să mai șlefuiești, să vezi ce... Că nu tot tu a fost, cât ai spus și tu, e și haos, e și ordine, de multe ori m-am dus în direcții greșite, a trebuit să revin, adică e vorba de un anume, un anume, timp. Și dacă eu aș reuși să mă detașez de mine însumi, așa, ceea ce nu e foarte greu, valoarea unui masterclass și a masterclass-ului meu, că să vorbesc despre altcineva, e timpul. Timpul care mi-a îngăduit să pot să trag niște concluzii, nu de pas pe mâine, nu după 3 ani, nu după 5 ani, o și după 15 aici, ani. Da. Și atunci e dacă acceptați... Și meditații cu aura, cu ceacrele, cu... Da, sunt... în... Eu am dat doar medisajul medisajul, va, câteva... câteva Meditația, știi, Silva, care este un mare autor de meditație braziliană... Camera copilăriei... Focului. Spune așa. Sunt două axiome legate de meditație. Dacă tu crezi că poți să meditezi, vei medita, indiferent cine ești tu. Dacă tu nu crezi că poți medita, nu vei medita pentru că e credința cea care, sau necredința cea care te împiedică. Și tot Silva va spune că meditația este nesfârșită, adică nu există o anume tehnică de meditație, o anume formă de meditație. Meditația este și asta e tema masterclass-ului meu, este medierea între conștient și inconștient prin accesarea, cunoașterea și determinarea subconștientului. Și atunci fiecare om are un conștient, are o moștenire arhetipală care este inconștientul său și are acest câmp absolut interesant, fantastic, care ține de sistemul limbic, ține de emisfera dreaptă a creierului și eu explic în masterclass meu toate chestia asta care este subconștientul și atunci meditația este nesfârșită și infinită pentru că e infinită doar că mori. Dar sunt călugări în formele foarte avansate de meditație și în Tibet și în mănăstirile Shaolin, Shaolin de până la venirea Partidului Comunist Chinez la putere, care Intră în meditație și sunt, deși au trecut niște secole, mai sunt în Tibet, din ăștia, care nu sunt morți așa. Nu știu dacă e asta un scop în sine, dar e clar că inconștientul fiind infinit și doar conștientul fiind infinit, prin subconștient, face o sinteză între infinit și infinit, între nevăzut și văzut între veșnicie și, adică între ființă care e veșnică și persoana care e trecătoare. Și atunci meditația asta este. Mediatum vine dintr-un latinesc care înseamnă a media între ceva și altceva. Și atunci eu am dat patru forme, cinci forme de meditație. Sunt, ele sunt, sunt infinite. Fiecare deci o Și explicat. Adică și logica. Și atunci eu, sfatul meu către toți cei care vor să mediteze este după ce învață pur și simplu ca la notele portativul, exercițiul și așa mai departe, să-și creeze propriile forme de meditație. Să nu se mulțumească doar cu meditația mea, meditația altuia sau altuia, să le ia pe toate, să le verifice, să le decanteze, să-și facă experiența cu ele, după care, dacă vrea să fie cu adevărat fericitul posesor al uh, înțelegerii uh, conceptului de meditație, să-și creeze propria meditație, să, să, să că el se cunoaște cel mai bine un om pe sine. Uite, Paula pune o întrebare. Cum faci acceptarea? te aș încerca, nu reușesc. Păi, dar nu poți să o faci așa. Pentru că tu nu te-ai născut așa, părinții tăi nu te-au născut așa, școala n-ai terminat-o așa, facultatea n-ai terminat-o așa, iubirea nu o vine așa și nu dispare așa. trebuie timp. Și atunci de ce există timp? De ce Dumnezeu ne-a dat un timp? Că asta e timpul. E un timp uh, al fiecare etape, e un timp al precopilăriei, e un timp al copilăriei, e un timp al adolescenței, e un timp al maturității, e un timp al bătrâneții și e un timp al morții. Să te minți pe tine că accepti să-ți o spui dacă te, te minți pe tine... Te... la un moment dat, nu mă gândeam că la un moment dat, știi... Nu, doamne, trebuie să fie make it uite. To make it. nu, eu prostie. Asta este un tip de gândire pozitivă americană cu care eu sunt profund în dezacord. Așa. Nu te dacă Nu te sfințează, dar eu spun Trebuie să fim onești Dacă te întreabă cineva, îți plac chifterele astea Și ție îți vine să vomiți Nu-l minți că îți plac că Nu ești cretin Bă, nu-mi plac Sunt nervos acum de, de ce să zici când tu ești nervos și îți vine să-l omor pe unul Tu de ce să zici, nu, sunt zen, sunt calm Că nu te crede nimeni Ești doar schizofrenic Adică, bă, dacă simți ceva fie acea simțire pe care o ai și asumă-ți-o. Asta este pilda celor doi tâlhari de pe cruce. Bă, unul, sunt doi tâlhari pe cruce. Unul se comportă într-un fel ca așa a simțit el, altul s-a comportat într-un alt fel pentru că tot așa a simțit el, în raport cu veșnicia și cu adevăr. Și atunci fi autentic. Când ți-e bine, ți-e bine, când ți-e rău, ți-e rău. Fii smerită, în sensul în care, bă, sfinții se roagă neîncetat să-i miluiască pe ei păcătoși. Și ei sunt sfinți deja față de noi toți, Clar, n-au niciun păcat față de toate ale noastre și totuși ei conștientizează că sunt în păcat și au un păcat. Și atunci acceptă că nu ești bine și roagă-te la Dumnezeu să fii bine. Încearcă să nu tragi concluzii pe sânge prea fierbinte și nici când ești în depresie, că nu te duc nicăieri. Și atunci tot armonizarea, tot echilibrarea și atunci totul vine din adevăr. Dacă ești în adevăr, nu ai cum să greșești. Îți place de mare, ci ca, bă, dacă îți place, spune că îți place, dar dacă nu îți place, nu minți că. Nu, nu te minți că te minți pe tine. Și atunci, asta este acceptarea când da, e da să fie da. Că dacă tu gândești că e nu, dar spui că da ca să faci nu, că și te-ai legat și returile invers, te împiedici și caz, nu, nu ajungi nicăieri. Și atunci hai să spunem, când vrem să spunem da, bă, e da din toată inima. Când e nu, bă, nu e nu. nu, nu, nu. Poate e nu provizori, poate da provizori, nu putem să... Și cu diplomația, că totuși te învârți în diferite cercuri. Da, domne, te diplomația. un ghișeu, vezi că să poartă cum cu tine, ce să-i spui? Vai, ce frumoasă nu ești! dar tocmai de ce să te minți? Să-i doamne, să m-ați înjurat, m-ați umilit. Să-i să spun că e... Dar nu-i spune nimic, tu fost treaba cât, cât petreci cu aia. Bă, oricât ar fi de enervant o tanti de la ghișeu, bă, mai mult de două ore nu petreci cu ea. Din toată viața ta, bă, două ore, asta e, bă, te-a te, -a, te -a... la vreo trei ghișe. Da, tu vine să o puști în cap, e adevărat, dar tu poți să o puști în cap și te duci la pușcărie și după aia te cuprind toate remușcările vieții, că ai omorât un om de la nervi. Păi nu, încercam să, să spun adevărul. Că Poate, dar și imaginează. pe nu interesează, dar nu trebuie să spui, mă, tu trebuie să taci, <laughs> că tu, vezi că tu, 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 tu când începi Exageram să faci... Exageram puțin acum să te Nu, dar aici ai, ai, deschis un subiect foarte interesant, care trebuie să ne dea ora de gândit dacă cineva nu-și cere o părere, nu-i o da. De cine sunt eu să spun, bă, mie nu-mi place de tine, graso, sau băi, cheliosule, mie nu-mi place de tine, că ai privirea aia de, de, mormolog". bă, ți-am cerut eu părerea despre mine, nu, atunci tai și din gură. Dacă eu te întreb, bă, îți place cum am îmbrăcat acum? Și el a zice, bă, nu-mi place, ești ca un papițoi. Și el asta vrea să, să și crede treaba asta, bă, mersi frumos, mi-a spus adevărul lui. Poate mă ui și zic, bă, aulea, poate are dreptate. Sau poate zic, ești un dobitor, m-am îmbrăcat senzațional. Și atunci care e problema? Dar dacă nu ți cere nimeni părerea, aviz comentaciilor pe Facebook, aviz haterilor din platformele online. A, nu știu ce, băi, cine ești tu în primul rând? Nu interesează părerea ta. Nu te mai obosi să scrii, că nu mă interesează. Poți să spui ce vrei, te-am întrebat eu. A, ah, dacă vă întreb eu, dragii mei cititori de pe pagina de Facebook, ce părere aveți despre ce am spus eu? Și eu zic, băi, ești un dobită că ești un cretin. Accept toată chestia asta și îți mulțumesc, este părerea ta. Stau și mă gândesc, bă, dar de ce ai săracă că sunt un cretin? Poate are dreptate sau, bă, poate nu are dreptate. Dar dacă eu spun afară plouă și bă, bă, maricica bă, o găină și l-am spune, ești un userist, nenorocit, progresistule. Băi, stai un pic. De ce? Ce treabă are una cu alta. Nu mă interesează în părerea ta, marș. Și îl dau afară din comunitatea mea. De asta eu bine m-am abusă foarte mult, pentru că nu există zi de la Dumnezeu în care să nu scot de, de lista de, de pe mele de socializare, nu pe cei care mă înjură, ci pe cei care îmi dau o părere pe care nu l-am cerut-o. Nu mă interesează. Și atunci, bă, dacă nu mă interesează, eu nu vreau să pierd timp cu tine și sfătuiesc pe toți să facă din când în când acest exercițiu de asanare a mediului în care coabitează, pentru că e foarte important. Așa cum o să faci ordine în cameră când e prea multă dezordine, așa cum ștergi praful când se așeze praful, cum bagi aspiratorul, trebuie să faci asta și în jurul tău. Că după aceea te sufocă tot felul de păreri din astea care n-au nicio valoare. Au doar scopul de a te deturna de la propria scărare. Și atunci a fă curat. Că scăpăm de... de aceste relații sau Da, adică eu cred că oameni sau activități da, sau... Ce, nu, ce nu, adică ce nu ți este folositor. Tu trebuie să le încerci pe toate ca să știi ce e folositor sau nu. Tu trebuie să accepti că uneori lumea te înjură ca tot de la Dumnezeu vine. Bă, când te înjură uneiața până seara și de seara până dimineața și oriunde te duce, bă, cuiva nu-i place de tine, e clar că ai o problemă. Adică e, e clar, bă, stai un pic. Înțelegi? Înseamnă că eu greșesc pe undeva. Uh, și atunci te ajută și la zmerenie treaba asta. Pe mine înainte mă enervau pările nedrepte despre mine. Mă enervau, că știam că sunt nedrepte după care mi-am dat seama că, băi, asta e că ele nu vin degeaba. Adică, bă, dacă eu, nu știu, îți fac ție cadou rinichiul meu și lumea îmi zice că sunt egoist și un nenorocit, că, băi, n-ai făcut în viața ta niciun gest bun. Dau un exemplu extrem. Eu, evident, și orice om s-a enerva Păi, stai, frate, tu mai mi-a cesionat rinichiul unui om, i-am dat, cum adică sunt un egoist? După care mi-am dat seama că e interesant, pentru că eu s-ar putea să fiu trufaș. Și să am senzația, bă, ce chestie am făcut eu, bă, ce sfânt sunt eu. Bă, eu ți-am dat ție rinichiul meu, bă, fii atent. Și de aici să-mi construiesc cu un idol din mine însumi care mă va pierde, mă va face trufaș. Pentru că cea mai periculoasă trufie este cea smerenie. Eu care am făcut, am dat, nu sunt un om foarte bun, eu tot ce am auzi, mai ales doamne, după o anumită vârstă, care au o experiență interesantă din punct de vedere al libertinajului, au așa tentația ca să-și acopere partea asta. Dom'le, de a am făcut numai fapte bune. Eu tot ce am avut am dat. Oi? Păi, prietene, vorba multă sărăcie omului. Ce ai făcut, ai făcut. Nu trebuie să dai socoteală nimănui nici pentru ce ai făcut bine, nici pentru ce ai făcut rău. Că va veni momentul judecății tale și nu omul te va judeca pe tine. Dumnezeu te va de Ce Nu știe Dumnezeu ce ai făcut tu bine și rău. Știe. Și tu știi că de aia există alibi, de asta noi ne ducem la avocat să ne scoată din niște impasuri, pentru că știm că am greșit și nu vrem să plătim. Și atunci ai greșit, tu te frate plătește. Cum plătești? Cum, cum ți se dă sentința? Ai păi plătit. Nu, nu în zona legală, cum plătești ci în zona umană. Când păi tot greșit. plătești, mă. Cum? Păi plătește că viața să și că nu a rămas datoare nimănui. Ai făcut bine, primești bine ai făcut rău, primești rău. Nu există om care să facă bine și să primească în schimb rău. Asta este doar în capul celor care cred că i-au făcut bine și i-au primit rău. Nu, dacă ai primit rău, înseamnă că tu ai primit ce meritai. Eu de multe ori am crezut că... Ce meritai, adică? Adică ce ai primit, meritai. Nu știu. Tu credeai că ai făcut bine și te afară de la serviciu. Și mai rămâi și șomer și nici nu te mai bagă nimeni în seamă și îți pierzi prietenii A, așa, și pierzi perfect. tot și ai rămas să Și aia meritai? Pe păi altfel ce? Asta meritai ca să-ți fie bine, mă, nu ca să-ți fie rău. Pentru că tu când te trezești cu adevărat singur și ieși din bula ta despre tine, abia atunci te-ai golit și îi permis și lui Dumnezeu să vină să se de vorbă cu tine. Eu de câte ori am fost bine, fericit, cu bani mulți, cu putere multă, nu-l aveam pe Dumnezeu, nici nu mă gândeam la el. -a Uita, am uitat total că există Dumnezeu, nu aveam nevoie de el, că era bine. Și neavând nevoie de Dumnezeu, devii și trufa, și arogant, și rău și nu-ți dai seama, tu crezi că ești bun. Și tu crezi că ești bine, dar tu nu ești bine de fapt. Și atunci nebinele ăsta care îți vine și tu crezi că nu e bine, e bine. Mai bine să-ți pierzi o mână, spune Hristos, mai bine să scoți un ochi, mai bine să pierzi totul, dar să nu-ți pierzi sufletul. Ce folos să câștigi întreaga lume dacă îți sufletul? Că sufletul e veșnic, lumea nu e veșnic, lumea moare. Întrebare de la Elena, care e pagina ta oficială, Oreste? Pagina mea oficială de? Păi ai mai multe pe acolo. Habar am eu am o singură pagină care este Oreste... Tudorescu și e cu mine pentru un deșert. Acolo e o fotografie. Aia e pagina mea de cu Facebook. Cine pe un da. Da. Cine? Alex, poți să mă ajungi cu un share? Cauți pagina lui este, de Facebook? Aia cu deșertul. Ca aici a mai fost o temă pe... Da, mă rog, sunt acum... Multe confuzii. Păi sunt multe confuzii. Asta și că cine vrea să te găsească, te găsește. Nu e problemă că doar nu ești... Nu, sunt, pe, nu sunt, pa, nu sunt pa abonament plătit. Sunt la liber, ca să zic. În care ne spune mulțumesc pentru posibilitatea de a participa la acest summit. Felicitări! Foarte frumos organizați și invitați de excepție. Da, simt că ceea ce face Oreste în această seară, așa s-au așezat lucrurile, pare o sinteză a tot ceea ce s-a spus. O integrare dintr-un punct de vedere uman, accesibil și, înțelesul tuturor. Cam așa simt conversația din, din această seară. Uite, Elena Claudia uh, rezonat foarte mult cu Oreste. Dacă, dacă aș putea, aș lua și cursul lui. Păi, Irina, nu, nu poți. Nu știu de ce nu poți, dar e clar că nu poți. <laughs> da? Mulțumesc așa. Vreau să văd ce întrebări e mai uh, vin. Vin, uh, vin mai multe lucruri care intră în, în, conversație cu tine, în confirmare cu tine. Uh, asta in, imediat e și o întrebare. Dar uh, spune Elena, după ce m-am bolnăvit, m-am simțit bine abia după ce am acceptat ce m-am bolnăvit. Când te respecti pe tine, nu te minți. Da, Elena, Uh, adevărat, tăiem într-o lume grăbită în orice domeniu uh, cei, cei de acasă intră într-o conversație cu tine eu le mulțumesc da, foarte mult da, da. Sorina, uite, ne întreabă care e diferența dintre un duhovnic și un preot uh, duhovnicul poate fi cel care te pescuiește pe tine din apele turbure ale vieții și te duce la Dumnezeu. El poate să fie preot sau poate să nu fie preot. Preotul este cel care are o parohie și care în cadrul unei religii instituționalizate este hirotonit. În ortodoxie, preoți pot fi toți bărbații și toate femeile care cred în Dumnezeu. În instituția instituțională, ecleziastică, numită Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă Greacă, Biserica Ortodoxă Armenească sau orice altă biserică ortodoxă, preoții sunt doar cei hirotonisiți, adică cei care au fie seminarul teologic, fie institutul teologic. Asta este diferența. Apostolii lui Isus Hristos toți erau duhovnici. Duh de la Duh și cei adică care vorbesc... Tu ai putea fi un duhovnic pentru o, cineva? Oricine ar putea să fie duhovnic pentru cineva, cu condiția. Uite, dai drumul la un trend, nu mai avem coach. Nu, nu. nu. Eu, eu, vreau să fiu foarte bineînțeles, pentru că, nu. al minte, s-ar putea să ne fim bineînțeles, să nu Așa. iasă bine ce vreau să spun. Duhovnic este cel pe care îl alege Dumnezeu să vorbească prin el ție. Și atunci, dacă tu mergi pe stradă și un cercetor îți spune ceva care îți va schimba radical viața în bine, pentru o secundă, acel cercetor a fost duhovnicul tău, adică cel prin care a vorbit Duhul cel Sfânt. Duh. Dacă ne gândești la etimologie, probabil, duhovnic. Da, e un slavonă, slavonă aici, dar apostolii erau duhovnici. Apostolii nu au fost doar acum 2000 de ani. Și după ce au murit toți apostolii, s-a terminat cu duhovnicia. Există o tradiție duhovnicească care a fost la Sfinții Părinți. Sfinții Părinți nu erau preoți, ca să ne înțelegem. Sfinții Părinți erau niște pustnici, adică erau niște oameni care s-au retras din lume și au trăit experiența întâlnirii nemijlocite cu Dumnezeu. Și atunci, duhovnic este țeava prin care Dumnezeu vorbește cu cel. Care are nevoie de a vorbi cu Dumnezeu, că Dumnezeu nu vorbește El cu vocea Lui, ci vorbește prin vocea altora. Și atunci, duhovnic, într-adevăr, este cel pe care Dumnezeu îl alege să-ți transmită ție mesajul de care ai nevoie. Și tu vei ști dacă vine sau nu vine de la Dumnezeu, pentru că există și foarte mulți impostori, există și foarte mulți excroci, există și foarte mulți falși duhovnici. Mulți vor veni în numele meu, nu? Spune Iisus Hristos și vă vor înșela. Și atunci nu toți preoții sunt duhovnici și nu toți duhovnicii sunt preoți, ca să o închid, ca să o lămurim, -o închid rabinic, să nu supără prea tare nici pe unii, nici pe alții. Da. Dar asta este adevărul, nu, nu e de la mine. Da. Este da. un adevăr ortodox. De asta ortodoxia de este hai. o credință și nu este o religie. Mihai, spune, m-au la suflet invitatul din seara asta, un invitat -o excepțional, Simona, genial, orez, atât de simplu, atât de direct, mi-ai deschis ochii multe privințe, infinite mulțumiri. Să Dana ne spune, nu suntem robi, nu suntem sclavi, suntem copiii lui Dumnezeu. Foarte Dina, corect. Foarte interesant. Bine, păi dar spune, a... atenție, atenție, spune Hristos. Aici, e... Hristos, Hristos ne tratează ca pe niște prieteni, nu ca pe niște robi. Robi îi ține de Vechiul Testament, pentru că noi trebuie să înțelegem foarte bine. Iahve din Vechiul Testament, adică Dumnezeul din Vechiul Testament, el nu are o problemă cu oamenii, el are o problemă cu idolatria și cu zei din vechime, cu îngerii căzuți. Dacă noi am citit cartea lui Enoch, care face parte din corpuscul Vechiului Testament, la, la anumite biserici, nu la cele care suntem noi obișnuiți, adică în Biserica Siriacă, Biserica Coptă, Biserica Egipteană, nu a eliminat nici din uh, Noul Testament alea 83 de evanghelii pe care uh, Cociul de la Nicea a făcut-o. Da? Și au păstrat doar patru evanghelii canonizate, restul sunt necanonizate, deci ele nu fac parte din uh, dogma instituției Bisericii Imperiului Roman, că e răsăriteană sau că e occidentală, între anul 354, suma tuturor evanghelilor a fost splitată, patru au rămas, 83 au plecat, au plecat. Ele n-au plecat nicăieri, pentru că sunt păstrate, au fost descoperite în 1947, fix la Cumran, în deșertul lui Iudei, acolo unde a fost o comunitate, o continuitate de la Vechiul la Noul Testament extraordinar de mare, că acum trebuie să înțelegem creștinismul, e oriental, nu e nici de la Moscova, nici de la Atena, nici de la Munteleatos, ci este de la Ierusalim, adică să ne înțelegem că de acolo este Hristos. Și atunci, tot ce a fost în, în zona Judei, Palestinei, Egipt, Siria și așa mai departe, Irak, toată zona asta, primele secole acolo a fost fervența creștină. Iar Biserica creștină coptă păstrează, pe lângă cele cinci cărți ale lui Moise, pe care noi le avem și noi în. Vechiul Testament canonic și cărțile lui Enoch. E, nu știu din ce considerente, sau mă rog, nu are sens acum să discutăm din ce considerente Imperiul Roman a vrut să scoată și le-a și scos. erau și atunci legate de cărțile lui Enoch. Noi, în momentul în care citim chestiunea asta, înțelegem cu cine are treabă Dumnezeu de uneori așa de mânios și de ce poporul ales al lui Dumnezeu se luptă cu idolatria se luptă cu falșii Dumnezei, cu falșii zei. Este o corecție, pentru că oamenii o luaseră razna de la Nimrod imediat, de, la, de după potop încoace, oamenii s-au avut în Dumnezei pe ei. Enoch vorbește despre îngeri veniți din cer, da? care s-au acuplat cu oamenii, au creat o rasă de hibrid, o îngerească, o menească extraterestru, o pământeană, cum vrem noi să-i spunem, care a fost un fiasco din toate punctele de vedere. Potopul este o consecință al acestei hibridizări, da? Între niște căpetenii ale unor alte ființe din Universul ăsta, care, în loc să aibă grijă de oameni, ca niște fraze mai mari, au venit și au făcut o mizerie, o minciună. Și s-au avut-o Dumnezeu și au zis că ei sunt zeii noștri. De asta toate popoarele până la Iahve sunt politeiste. Credința într-un singur Dumnezeu începe prin Moise. Avram, Moise, nu? Isus, da, da. popoarele unui singur Dumnezeu. Islamul e tot aceluiași Dumnezeu, îi se închină. Da? Și atunci, până la această corecție spirituală, oamenii credeau în fals, în Dumnezei falși. Da? Și atunci, asta este lupta lui Dumnezeu. Nu este împotriva egiptenilor, împotriva filistinilor sau împotriva unora. Așa, dacă citim Vechiul Testament, avem senzația că Dumnezeu, Dumnezeu e cam biliu, adică e cam mirlește pe unii, el nu mirlește pe nimeni. El face o corecție spirituală. Pentru că una este să crezi greșit dacă tu crezi că drumul spre predeal e încolo, până ajungi tu la capătul drumului, te trezești la Bacău și ai ratat drumul. Poate nu mai ai timp să te întorci către predeal, că viața ce să vezi e scurtă. Și atunci, tot în raport cu veșnicia, Dumnezeu face o corecție prin Vechiul Testament și împlinește toate prorociile și profețiile Vechiului Testament în Noul Testament. De aceea, creștinii sunt cei care au acceptat Vechiul Testament și l-au împlinit în Noul Testament. De asta noi suntem, chiar și instituțional, iudeo-creștini, pentru că noi avem și Vechiul și Noul Testament. Dacă le-am fi avut complete și astăzi le avem complete, nu la nivel instituțional, ci la nivel de cunoaștere, pentru că există, sau Dumnezeu a scos în 1947 din pământ, a scos textele astea și toată lumea le poate citi, că sunt publicate peste tot. Și o să înțelegem mult mai bine lucrurile. Și o să vedem că e o mare diferență între ceea ce spune Dumnezeu, și ceea ce au spus unii că spune Dumnezeu. Acum noi știm ce spune Dumnezeu, pentru că le avem aceste... Tot Dumnezeu Care ar fi despus. diferențele importante din punctul tău de vedere? Păi diferențele importante sunt că oamenii s-au separat în numele Lui Dumnezeu în loc să se împrietenească și să se unifice în numele Lui Dumnezeu. Că s-au bătut catolicii cu protestanții, ortodoxii cu catolicii, neoprotestanții cu adventiștii, când noi în numele Lui Isus Hristos scoatem sabia și-L omorâm pe ăla care nu crede în noi, ca și ne-a zis nouă o instituție, asta nu vine de la Dumnezeu. Nu vine. Dumnezeu putem să citim astăzi cu toții în limba noastră, cu mintea noastră, cu cuvintele noastre, cu capacitatea să ne înțelegere și Evanghelile, și Vechiul Testament, și Coranul, și toate cărțile sfinte. Cărțile sfinte sunt pentru a i aduce pe oameni la oaltă. Într-o fraternitate. Nu de a pune pe oameni să se măcerească și să se bată între ei. În numele iubirii. Că e, sună ciudat, e, că e paradoxal. Cineva spune aici un mesaj, Dragorese, și codul tău, emisiunile tale mi-au schimbat viața, pentru asta îți mulțumesc și rămâi un, unul dintre oamenii uh, importanți pentru mine. Uh, Să rămână, uite. Multe ori ai fost cerșetorul acela pe care Dumnezeu a. Uh, prin care Dumnezeu a grăit, numai bine amândorul. Da. Mulțumesc frumos. Da. Uite, Lidia vine cu o întrebare. Nu știu de ce am impresia, Lidia, că ai mai pus întrebarea asta și la alte serii. Ce e sufletul și ce e spiritul? E bună întrebarea. Suflet în sensul în care facem diferența între suflet și spirit vine de la psihe. Psihe este inteligența emoțională care ține de trup. Pe când duhul, spiritul, sufletul profund ține de de energia necreată a lui Dumnezeu Adică ține de ființa profundă Ceea ce noi, sau grecii Antici considerau că este sufletul Psihe, de unde vin psihologii Psihoterapeuții, ei nu se ocupă de Latura adâncă Spirituală Ci doar de latura de suprafață Care ține de trup Și atunci noi, sufletul ține de trup Și spiritul ține De Duhul Sfânt Ca să Fac așa cât, o compilare în câteva propoziții. Psihe ține de materie, spiritus ține de non-materie, adică ține de, de esența lui Dumnezeu. Ceea ce, dacă suntem ortodoxi și studiem cu adevărat ortodoxia, înțelegem diferența între energia creată și energia necreată a lui Dumnezeu. Duhul nostru vine din energia necreată a lui Dumnezeu, pe când Sufletul nostru vine din energia creată a lui Dumnezeu. Și energia creată este cea care se manifestă, cea care se naște, trăiește și moare. Energia necreată este viață veșnică în formă pură. Și atunci partea din Sufletul nostru care moare este partea de. Inteligenței emoționale, adică a sentimentelor care sunt legate de trup, iar partea din Sufletul nostru care nu moare este Duhul nostru care este din Sfântul Duh. Asta e, așa, o teologie foarte rapid explicată în câteva propoziții. Sper să fi fost bineînțeles. Cred că da. Așa, Nicoleta, o conversație pentru tuturor frumos. Uite, Zorica, ne lipsesc emisiunile de, cu domnul Oreste. Să rămână, n-ar trebui să vă lipsească, pentru că tot ce am avut a spune eu și nu eu, că doar nu eu am hotărât nici când să fac această emisiune, nici când să nu mai fac această emisiune, ele au avut un trai al lor. Au avut, sunt acolo, unele mai sunt, altele nu mai sunt, probabil ce, ce nu mai e, nici nu trebuia să mai fie cele pe care le-am făcut atunci nu le-aș mai putea face încă o dată acum. Lumea mă întreabă, dar de ce nu mai faceți codul lui Oreste? Pentru că nu mai are sens. Emisiunea aia, așa cum a fost făcută ea, cu harul ăla pe care a trecut și prin mine și prin invitații mei, de-au rămas în mințile voastre și au ajuns la voi, nu datorită mie, nu datorită invitațiilor, ci prin noi, la oaltă, cum se întâmplă lucrurile în general, ale au fost atunci. E ca și cum ar întreba unul, băi, Oreste, de ce nu mai ești tânăr? Păi mai sunt. mai sunt. Dar cumva ce postez eu și la mine pe platformele de socializare, ce mai vorbesc și prin alte podcasturi, ce mi mai îngădui și mie Dumnezeu. Masterclass-ul. Masterclass-ul, ce mai mă îngădui și mie Dumnezeu să vin și să vorbesc cu unii și cu alții, alea sunt ceea ce sunt acum. Mâine, poi, mâine poate, cine știe? Nimeni nu poate ști. Da. Dar ce a fost a fost, ce este este și ce va fi, încă n-a venit. Da, Irina, am înțeles. <laughs> mulțumesc, mulțumesc. Nu știu dacă mai era la mișto sau. Uh... Da. Uh... Iulia. Uh... Fain ne explicat, mulțumim oreste. Să rămână. Așa. Mm. Mă, mă, ce de acolo? Da? și hinduse. Ce ați văzut de șosetele mele? <laughs> Da. Zeitățile Matei, zeitățile hinduse, budiste, fac parte tot în această, deci, În Jerom? Hai ca să nu luați o mâncare pe care să o fi mestecat-o eu înainte. De ce nu vreți voi care aveți întrebări serioase, să vă alocați un timp al vostru cu mintea voastră și cu inteligența voastră și cu harul pe care Dumnezeu o să-l pogoare asupra voastră. Să citiți și voi. Adică, Ce ne recomandă aici? Păi citiți budism, citiți hinduism, citiți șintoism. Dacă vă interesează cum este văzut Dumnezeu în alte religii, să știți că mai mult de 2-3 ani de zile de studiu, așa nu vă ia. Și atunci veți avea niște răspunsuri pertinente, pentru că al minter eu aș putea să vă spun ce cred eu. Și nu știu dacă e foarte bine. Și atunci eu la întrebări fundamentale nu pot să răspund eu. Eu pot să răspund ce am înțeles eu, dar asta este deja amestecată de mine. De asta e bine să le citiți voi, mai ales cei care aveți curiozități legate de religii. Puneți mâna și citiți sunt o grămadă de cărți despre religii scrise de oameni foarte deștepți. Poate, poate ar trebui să faci un masterclass pe tema. Însă, și da, dar tot nu va fi revelat. Eu pot să fac un masterclass și poate o să fac în căutarea lui Dumnezeu, pornind de la mituri și religii, dar tot din exterior, tot o chestie exterioară, dar nu e aprofundată. Știu că lumea ar vrea foarte repede în trei propoziții să-și explice niște lucruri, dar nu se poate. atunci, ca să sincer să fie un demers, când că n-au murit niște oameni degeaba în istoria umanității, ca Biblia, Coranul, Vechiul Testament, uh, Upanishadele, uh, textele brahmanice, textele preiudaice, să fie publicate, domne, în limbile pe care le vorbim noi acum. Și dacă luați dați pe Google, o să găsiți enorm de multă literatură cu specialiști, cu exegeți care vorbesc despre toate lucrurile acestea. Dar nu le putem lămuri într o întrebare și o să vă dau un răspuns de trei cuvinte și nu e nimic. Adică n-aș vrea să fac treaba asta, așa că vă da. vă sfătuiesc să studiați cu mintea voastră, dacă da. tot Rox puneți întrebare. Da, Roxana, de ce numerologii și astrologii vorbesc despre faptul că sunt uh, sufletul se re se încarnează în multe vieți. Ideea că există vieți anterioare. Uh, păi, ce părere ești? Păi eu nu știu pe ce se bazează ei când spun această chestiune. Pentru că dacă ar fi studiat, nu știu, Cabala, care este mama numerologiei occidentale, da? care este iudaică. Nu există niciun, nicio trimitere la reîncarnare. Dacă ar fi citit uh, uh, științele hermetice din care vine astrologia, nicio legătură cu reîncarnarea. Ideile și teoriile despre reîncarnare, să știți că sunt mult mai moderne. Ele apar odată cu doamna Elena Blavatsky la începutul secolului 20. Și atunci există o întreagă teorie abracadabrantă din punctul meu de vedere, care amestecă prin doamna Blavatsky și foarte mulți ezoteriști derivazi în această distinsă doamnă, amestecă niște concepte și încearcă un soi de și spirituală cu de toate. Luni din brahmanism ce le convine, luni din hinduism ce le convine, luni din zoroastris ce le convine, luni din principiile hermetice ce le convine, luni din creștinism ce le convine și amestecând totul cu sosul ezoteric și creând un fel de talmeș-balmeș. Și atunci, dacă Acceptăm că există în orice domeniu lucruri serioase, documentate, care au referențialul corect și lucruri care sunt amestecate după ureche, exact ca între o muzică sinfonică cântată de unii pe note, pe partituri și pe rigoare muzicară și unul foarte talentat care pune mâna pe două sticle și bate cu ele un ritm excepțional, minunat. Sunt două lucruri diferite. Și atunci... Există numerologi și astrologi serioși care au ca fundament referențiale clasice, și unii care vorbesc după ureche. Eu acum nu pot să fac nicio diferență eu între ei, că nu vreau să judec pe nimeni. Dar dacă vreți să aveți o părere, iarăși vă spun. Haideți să vedem care este referențialul. De unde își extrag ceea ce spun. Nu, dar ce crezi tu despre reîncarnare? Există, nu există? În păi ce nu există formă? nicio reîncarnare, pentru că reîncarnarea este un nonsens. Okay. Noi suntem o consecință genetică a neamurilor. Noi, eu orest să te -o doresc, n-am fost nici înainte ceva și nici nu voi fi după mine altceva. Eu am o informație genetică pe care am transmis-o mai departe, copilului meu. Copilul meu, la rândul lui, a transmis mai departe informația genetică a neamurilor în copiilor. De aceea în îndemnul tuturor religiilor care sunt în, ale Dumnezeului cel adevărat nu ale imposturii, ale minciunii și ale idolatriei, vorbesc foarte clar despre faptul creșteți și înmulțiți-vă neamul omenesc a pornit de la Adam și Eva și se va termina când se va termina, noi toți scrie în ADN-ul nostru a fost experimentul făcut asupra genomului uman timp de 4 ani 2007-2011 în care în urma cărora tuturor concluziilor de acolo deducem și știm astăzi cu siguranță cromozomii pereche care stau la baza genomului uman sunt aceiași la fiecare dintre noi. Deci e clar că noi toți oamenii ăștia că suntem bărbați și că suntem femei, provenim dintr-un cuplu primordial, toți. De asta suntem și frați genetic între noi pe ramuri diferite, în timp diferit și așa mai departe. E o întreagă poveste aici nu are sens să uh, ne trebuie 17-18 ore doar ca să facem preambulul acestei discuții, Nu avem cum să facem asta și atunci, să ai tu senzația să crezi că tu, Gigel Sofronie, născut la Chișinău în 1948, ai fost Hermes Trismegistus din Egipt, este o bazaconie, este o aberație, poate că ai fi fost din neamul lui Hermes dacă ăsta a avut copii gândiți-vă că și pe teoria reîncarnătă noi nu, nu, nu privim spiritualitatea și încarnarea sufletului care vine de la Dumnezeu ca o agenție de turism, da? unde spiritele au, fac ele ce vor, azi au fost în România, le-a fost nasol, că s-au născut într-o familie de bețivi, îi bătea mama cu, cu sticla de vodcă în cap. Și acum aia au murit și au zis, Doamne, mi-a ajuns asta cu, cu vasluiu, vreau să fiu și eu un rege acum al Danemarcei să văd și eu cum e, ca și cum tu, cine ești tu să-ți cumperi biletul ăsta spiritual la ce-ți folosești. Și atunci este un nonsens spiritual. Dar eu ca să nu intru într-o polemică și să nu fiu înțeles, prefer să vă rog, dacă vă interesează subiectul ăsta, să citiți referențialele. Adică, bă, vedeți perspectiva. Reîncarnarea nu există nici măcar în budism, nici în hinduism, nu e vorba de reîncarnare. Atenție! Este vorba de metempsihoză, este vorba de transformare, pentru că într-un sens există și acolo un temei. Toți bărbații sunt Adam, toate femeile sunt Eva. Fiecare viață este o experimentare a unui tip de comportament adamic, iar fiecare viață de femeie a unui tip de comportament al Evei. Noi toți putem fi reduși la un Adam și la o Eva. Și atunci sunt arheetipuri de comportament. Dar noi, noi, ăsta de când ne naștem până când murim, suntem unici și irepetabili. De aceea avem părinți, de aceea părinții noștri au părinți la rândul lor și de aceea viața vine prin părinți, nu vine de la sine. Și atunci dacă părinții tăi, timp de șapte generații, au stat între, uh, nu știu, Chiev, uh, Bolgorod, București, Vaslui, n-ai cum să fii împăratul Japoniei. Iartă-mă, e o chestiune care ține de minimum bun simț, elementar. Dar dacă noi vrem să ne îmbătăm cu apă și să avem senzația că toți suntem Eminescu, toți suntem Cleopatra, toți suntem domne, niște extraordinari, putem să credem și demența asta, dar asta chiar pe bune nu are nicio valoare. Bine, respiră, Am încercat să comprim rapid pentru că e foarte multă informație și nu știu cum să spun în câteva cuvinte. Da. La să când vorbește, intră așa în transă, așa e și masterclass. Nu s-a uitat nici la mine, nici în cameră, E acolo cu ochii Da După acceptare, ce vine? E, după aceea ca să Cam ne mai apropi, două să Ca să ne apropiem zi, așa sau... Trebuie să fie prietenia și fraternitate Noi când suntem mici Avem nevoie de părinți când devenim noi înșine părinți, avem nevoie să avem grijă de niște copii. E, în noi, între noi, în funcție de Nivelul de experiență, de înțelepciune, de evoluție la care ne-a dus viața, trebuie să ne facă să ne comportăm ca niște frați mai mari sau ca niște frați mai mici, în funcție de familie. Și atunci, noi când înțelegem că toată umanitatea asta este o singură familie, că este o singură familie, se numește umanitate. Că unii au considerat că, domne, albii sunt mai șmecheri decât negri, dacă chinezii sunt mai înțeles, că astea sunt ideologii, sunt niște prostii. Și atunci când înțelegem că emoția, gândul, sentimentele, fricile, bucuriile sunt aceleași pentru toți oamenii de pe pământul ăsta și că Dumnezeu este același, că este un singur Dumnezeu pentru toată creația numită viață, în raport de Înțelegerea lui Dumnezeu și de acceptarea tuturor celorlalți, noi putem să fim și suntem în propria noastră familie, pe rând copii, părinți și bunici. Și atunci noi ar trebui să ne comportăm între noi, indiferent cine suntem noi, ca într-o familie. Dacă eu am mai mult și tu nu ai deloc, și ești totuși fratele meu, ar trebui să-ți dau de la mine, nu? Dacă eu nu am nimic, și-ți -și cer ceva, ar trebui să-mi dai dacă sunt fratele tău. Dacă eu știu mai mult și tu știi mai puțin, ar trebui să te învăț. Dacă tu știi mai mult și eu nu știu nimic, ar trebui să mă înveți. Și dacă noi ne-am comportat cu toții pe planeta asta, cum se comportă o familie de bun simț la ea acasă? cu bunicii mai hâtri, mai înțelezi, mai haioșei, așa că și-au trăit viața și acum se bucură de zilele care le-au mai rămas. Cu părinții care muncesc, fac, aduc mâncărica acasă. Cu copiii care se joacă și n-au nicio grijă. Atunci cred că lumea ar fi fost mult mai, sau ar fi, mult mai fericită. Și atunci eu cred că dacă noi începem să ne Regăsim cumva sinele nostru profund, care este de natură dumnezeiască, ar trebui să înțelegem de ce Hristos a spus fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru este. Și atunci, când începem să îmbătrânim, când asta e bine să ne bucurăm de fiecare vârstă, nu, nu poți să cer unui copil de 11 ani să fie ascet, că nu e vârsta lui. Toți înțelepții nu mi spun, bă, ocupați-vă de lucruri serioase după 40 de ani. Și atunci când ești tânăr, distrează-te, mă, bucură-te. Trăiește scoala vieții. Călătorește, experimentează, suferă, iubește, fă ce vrei. Dacă iubești, oricum poți să faci ce vrei, că le vei face bine. Iar când începi să devii matur, să te înțelepțești cumva, să fii trecut prin niște experiențe ale vieții care să-ți fi modificat cumva statutul de la elev la profesor, Împărtășește și cu ceilalți, cu condiția să aibă nevoie și să-și ceară din cunoștințele tale. Și atunci, dacă ne ajutăm între noi, dacă ne bucurăm unii de alții, nu are cum să fie mai rău decât dacă ne urâm, ne tot acuzăm, ne tot suspicionăm, tot timpul avem senzația că ceva nu e în regulă. Nu. De asta există o familie. Ca să avem modelul. Modelul e familia. Dacă nu ești capabil să fii fericit în propria ta familie, nu o să poți să fii niciun cetățean fericit, că țara e o familie mai mare. Umanitatea e o familie și mai mare. Și atunci, de asta șapte ani de acasă sunt primordial, pentru că noi, noi, a șapte ani de acasă, vedem cum este familia. Și dacă familia noastră nu a fost ce trebuie, nici noi nu o să fim predispuși să fim ce trebuie. De aceea, astea nu sare departe de trunchi. Dacă copiii astăzi sunt aroganți, sunt nesimțiți și își măscăresc profesorii la școală, nu e vina lor. Este vina părinților lor. Care, ce să vezi, nici ei nu sunt foarte vinovați, pentru că mai vinovați sunt părinții lor. <laughs> și atunci noi trebuie să ne corectăm pe noi înșine și să fim o familie frumoasă. Asta ar trebui să fie cam a noua treaptă. Iar a zice treaptă... În călătoria către sine. În călătoria către sine este să accepti că în sfârșit, fiind cu Dumnezeu și locuind cu Dumnezeu încă din timpul vieții, vei rămâne alături de El și după ce mori. Și atunci cea mai frumoasă lecție pe care ți-o oferă viața este să nu-ți mai fie niciodată frică de moarte. Pentru că ea vine oricum. Ea te găsește bine sau te găsește rău. Uite, Sfânt Apostol Pavel a fost decapitat da? de către Imperiul Roman n-a fost răstignit pentru că era cetățean roman și cetățenii romani aveau parte de o moarte mai rapidă și mai demnă decât cea mai agonizantă care era punerea pe cruci. Dar el a fost condamnat la moarte pentru că dintr-un jurisprudent foarte remarcabil și respectat în Imperiul Roman a ajuns un eretic, un sectar, cum era privit creștinismul la vremea respectivă. Și când au venit să-l ia la decapitare, toți apostolii lui, ucenicii lui, nu apostolii, toți ucenicii lui și toți cei care îl iubeau pe, pe Sfântul Apostol Pavel pentru ceea ce devenise el, mărturisitorul lui Hristos, au început să plângă și să se lamenteze că moare Pavel. Și aici de ce plângeți, fraților? Bucurați-vă! Moartea de data asta mă găsește bine. Și atunci, dacă moartea vine, că vine, nu știm când, cum, prin cine sau prin ce, Important este să ne găsească cu Dumnezeu încă din timpul vieții. Ca să rămânem cu El și după ce nu mai suntem în trup. Pentru că de asta e bine ca omul, chiar și în clipa morții aia, vezi creștinismul, dincolo de multele aspecte ale lui abuzive ca instituție, el rămâne calea lui Dumnezeu. Pentru că păcat pe la moribund acolo. Au și tibetanii asta când citezi din cartea morților tibetani și așa mai departe. Vorbesc de creștinism acum. Când ești pe patul morții și vine unul și ți-l amintește, ți-a reamintește de Dumnezeu. Chiar și o fracțiune de secundă, dacă tu te reconectezi cu Dumnezeu înainte să mori, e suficient. De asta e, lumânarea aia trebuie să ardă la capul oricărui om care moare, pentru că ea îi amintește de Dumnezeu. Și omul trebuie să-și amintească de Dumnezeu. Dacă îți amintești mai repede din timpul vieții de Dumnezeu, cu atât o să fie mai bine. Dar e... Viața, eu sunt convins că nu va lăsa pe nimeni uh, fără să aibă pașaport către mântuire. Singurul care nu se mântuiește este cel care nu vrea să se mântuiește, să se mântuiască. Toți cei care vor să se mântuiască se vor mântui. Cred că ai răspuns cumva Gabriel, ce crede domnul este că este după moarte? Ce se întâmplă cu spiritul după moartea fizică? Pe nu e ce cred eu, este ce spune cartea, în care noi putem să credem sau să nu credem. Ne întoarcem. Uite, am, am să-ți răspund la început cu o sură, nu mai știu a câta, din Coran, care spune, a oare ați uitat că tot ceea ce pleacă de la Dumnezeu se întoarce la Dumnezeu? Și atunci, noi, după ce am plecat prin Adam și Eva de la Dumnezeu, după ce murim, ne întoarcem la Dumnezeu. Deci to toate sufletele se întorc acasă. Dar până ajung să se întâlnească cu Dumnezeu, ele trebuie să se întâlnească din timpul vieții. De aceea avem un timp. Iar singura valoare a timpului este aceea în care noi îl căutăm ca să-l găsim pe Dumnezeu. Restul e pierdere de timp. Pentru că talentul dispare, frumusețea dispare, banii dispar, sănătatea dispare, părul dispare, strălucirea din ochi dispare, testosteronul din mușchi dispare și singurul care nu dispare este Dumnezeu. Și atunci noi, dacă ne legăm de Dumnezeu, s-ar putea să nu mai dispărem nici ne. Tu crezi într-un Dumnezeu așa cum e el descris în Biblie? Adică, uite, chiar Claudia ne întreabă, raiul și iadul există? Evident că există. Omul există? Există. Și atunci, raiul și iadul sunt dimensiunile existenței omenești. Dacă vei ști, Sfinții Părinți, dacă vei ști cu adevărat referențialele clasice din religia noastră iudeo-creștină, o să vedeți că raiul și iadul sunt niște dimensiuni ale existenței noastre încă de pe acum. Unde e armonie, prietenie, bunătate este rai, unde este ură, clevetire, separare, dușmănie, este iad. Așa este iadul și în afara trupului, așa este raiul și în afara trupului, cum ele coexistă și în interiorul trupului și al vieții. E același lucru. Uite deci, ce... Că ai zis la un moment dat, păi, nu... Tu parcă nu e raiul din... Nu eu, a spus-o părintele Cleopa. Ce a zis? El avea o vorbă, mâncava așa. raiul să vă mănânci. Și la un moment dat l-a întrebat cineva, pre-părinte, dar sună așa ca o... Ca cum adică mânca varaiul să vă mănânce? Și zi, da, mânca varaiul să vă mănânce pentru că voi dacă nu gustați din rai, din timpul vieții, cum veți vrea să gustați după ce nu o să mai aveți dinți? Și atunci... Cred că e o vârstă pentru a începe această călătorie spirituală? Că, sau... Nu, e o chemare. Poți să fii chemat la 2 ani, la 3 ani, la 7 ani, la 10 ani, te cheamă Dumnezeu. Tu trebuie doar să fii atent și să-i răspunzi. Nu este o vârstă. Mm -hmm. E foarte mă bine. Nu că poate ești prea tânăr la un moment dat, că crezi de 40 de ani? Că nu, 40 atunci. de ani ca să studiezi limba ebraică, Biblia, lucruri serioase, lucruri complicate, lucruri care. Nu... Să intri în detalii. Adică, ca să te desăvârșești pe o anumită cărare, trebuie să ai și școala vieții la activ, nu doar chemat Dar dacă ești chemat, Dumnezeu te cheamă și El știe când, cum și în ce fel. Tu trebuie doar să răspunzi cu da sau cu nu la această chemare, dar toți, la un moment dat, de-a lungul vieții noastre, simțim această chemare a lui Dumnezeu. De asta Hristos le-a spus apostolilor să fie pescari de oameni. Și în fiecare generație sunt unii pescari care aruncă năvodul ăsta în lume și pescuiesc niște pești pe care îi duc în rai. Peștea Probabil sunt cei care au vrut să se lase prinși. Că nu te ia nimeni cu forța. De asta Părintele Arsenie Boca spune că la mântuire nu se poate ajunge cu arcanul și nici cu citație de la Sfântul Petru. Ajungi dacă vrei, dacă ți se face dor de Dumnezeu. Pilda fiului rătăcitor este despre dorul de acasă. Ți s-a făcut dor de Dumnezeu? Deja știi drumul către casă. Că au trecut niște mii de ani de atunci. Nu există om care să nu știe ce trebuie să facă pentru a se duce la Dumnezeu. Nu, nu, nu există așa ceva. Unii nu vor să știe că știu, dar o să-i ajute viața. Așa să fie, cum zici tu? Sau așa este? Nu știu. Ne vom lămuri și ne vom răspunde singuri da. la întrebarea asta. Deci, Lucia, așa este singura certitudine pe care o avem, este că vom muri, deci nu trebuie să ne fie frică. Păi nu. Roxana, dar să leagă puțin cu discuția de mai devreme, cum explicăm senzația de deja vu? Păi, foarte simplu. Noi avem în interiorul, inconștientului nostru, și asta a spus-o domnul Jung, care era un băiat foarte deștept, avem două camere. Avem toată informația de la Adam și Eva, care este comună, arhetipală tuturor oamenilor dintr-o generație până la alta, și mai mult decât atâta, mai avem foarte pregnante toate informațiile genetice ale neamurilor noastre care sunt până la șaptea generație. Dacă vei citi cu atenție, și Vechiul și Noul Testament, o să vedeți de foarte multe ori făcându se referire la șaptea generație. Da? Lui voi binecuvânta până la șaptea generație, blestemați vor fi până la șaptea generație și așa mai departe. Ceea ce arată că tot ceea ce nimic nu se pierde, totul se transformă. Este un principiu pe care trebuie să-l înțelegem. Tot ceea ce au trăit oamenii de la primii doi ăia, Adam și Eva, până la noi ăștia șapte miliarde astăzi, se află ca informație codată în ADN-ul nostru. Este o axiomă, nu, e, nu trebuie să mă credeți. S-au făcut studii pe tema asta și s-au tras niște concluzii. Și atunci, dacă genomul uman, indiferent cine e omul ăsta, are cromozomii pereche aceiași, asta înseamnă că noi, de când există omul pe pământ și până când va mai exista el, ne transmitem acest bagaj informațional genetic de la unii la alții. Tu, om fiind, ești o consecință genetică a întâlnirii dintre tatăl tău și mama ta, care au și ei doi părinți, care și așa mai departe. Ca să înțelegem arborele. Uh, Vieții, arborele omenesc. Și atunci, senzațiile de deja vu sunt, sunt deja niște senzații pe care nu trebuie să le fi trăit tu, cum crede o doamna Blavatsky, la sfârșit de secol XIX, amestecând niște concepte și creând o armată de sectari care mai sunt prezenți și astăzi printre noi. Nu. Ci pur și simplu să fii un om inteligent și să-ți dai seama că toate informațiile sunt în noi. Noi, oricum, le accesăm fără să vrem palea din până la șapte generație. Și atunci, părinți, bunici, străbunici, străstrăbunici, străbunici, stră, străbuni. pe unde or fi venit ei că noi nu suntem fixi. altă demonstrație a sudului genomului uman a fost că noi nu suntem noi nu suntem români, nu suntem români, nu, român, nu suntem aici pe vesti stăpâni, pentru că noi suntem o crucișare cu greci, cu turci, cu cumani, cu tătari cu polonezi, cu vecini din jurul nostru, cu legiunea romană care a venit aici și s-a acuplat cu poporul, dacă se numea legiunea iudaică, venea din Siria. Și dacă studiați, uite, vă recomand să căutați pe YouTube The Human Tree of Life și o să vedeți acolo un documentar care s-a făcut în urma acestor studii asupra genomului uman. Și o să vedeți că la nivel de procente, fiecare popor are în de la 10, 15, 20, 30, 40% către 0, 1, 0, 2% sângele altor neamuri. Toate informațiile astea sunt codate în gena noastră și atunci dacă, să zicem că străbunicul tău venea din Grecia și s-a născut în Creta și a călătorit și l-a adus viața cu fanarioții, cu asta a ajuns domnul. Uite, bunicii mei, străbunicii bunicii mele erau greci, se numeau panaiotis. P bunică mea o chema panaitescu, că sau româniza numele. Dacă eu și eu când am fost în Grecia aveam senzația de deja vu și puteam să cred că, domne, eu cândva am fost Agameno sau chiar Oreste ăla din tragediile antice. Nici vorbă. Faptul că am un procent de sânge grecesc, am o informație care vine din zona respectivă. Nici o informație nu se pierde. Totul se transformă, se transmite de la o generație la alta. De asta Hristos spune ce este precum în cer așa și pe pământ. De asta Hermes Rizmegițu spune ce este sus este și jos, ca ce este jos să fie și sus să fie, de fapt, imaginea aceluiași lucru. E, uh, și atunci toate informațiile sunt în noi. Există tehnici de regresie printr-o meditație foarte profundă, specifică călugărilor tibetan de exemplu, care și accesează memoria ancestrală. Pot să ajungă să extragă informații după ani și ani și zeci de ani de practică din genom din genă. Dar noi nu avem o imagine foarte corectă asupra ceea ce înseamnă, înseamnă informație genetică. Noi avem senzația că e o hârtie cu o spirală din aia și o privim 2D. Nu, noi suntem contemporani cu această informație. E o bancă infinită de date. Așa cum inteligența artificială reușește să opereze prin zeci de mii de calculatoare în același timp și să extragă informații din toate informațiile, Așa suntem și noi. Fiecare dintre noi suntem o inteligență naturală. Faptul că noi uh, avem senzația că inteligența artificială e mai interesantă decât inteligența naturală este doar un semn că noi suntem defecti și stricați. Gândiți-vă că dacă tragi de genomul uman, s-au făcut experimentele astea grafic vorbind. Dacă tragi de el, de toate spiralele alea care compun ADN-ul nostru, el este infinit. Nu are început și nu are sfârșit. Înțelegeți? Și atunci, nu știu, dacă pot eu în câteva cuvinte, într-un podcast relaxat și. Uh, eu zic că ai fost foarte clar. Prietenos, să, să a atât de, de multă informație. Că nu... Mai mic cu detalii și masterclass fix pe, pe povestea asta, dar uh, mi se pare o sinteză foarte bună de a fi. Da, adică să, de înțeleg, să de unde înțelegem de, de unde și de ce, pentru că e clar că se întâmplă. Și dacă se întâmplă, înseamnă că dacă totul are o cauză și un efect, atunci trebuie să și o acțiune și o reacțiune, trebuie să vedem care e cauza. Cauza este omul, iar noi îl conținem pe acest om, care este o parte bărbat și o parte femeie, îl conținem în genomul nostru. Toți îi avem pe Adam și Eva și de la ei încoace toată umanitatea în noi. Prin genom. De asta genomul n-are început, nu avea nici sfârșit. O fi bine, o fi rău? dacă aș fi un african, ceea ce îmi pare rău că nu sunt, ți spune, e bine, e bine, totul este bine. Da. Vine întrebări de atât de multe registre că nu știu de unde să, de unde să o apuc. Uh. mai există și 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 Excelent Summit, personalității, mai există și teoria fizicii care explică faptul că timpul nu este liniar, e un câmp, este și un câmp pliabil. Acum, ne-a părăsit pentru o secundă. Așa, cred că l-ați văzut, l văzut fugind. Totul e în regulă. Până se până revine, până revine, cu noi. E important să vă reamintesc că astăzi este ultima zi de Black Friday de primăvară pentru cei care ați intrat mai târziu. Adică mai sunt câteva reduceri și mai sunt câteva reduceri. Mai sunt câteva ore și reducerile uh, se închid. Să vedem dacă vom mai fi uh, disponibili. Așa, am spus că ne ai părăsit un Doamne pic, părăsit da, da, așa, provizoriu. Uh, reducerile expiră la ora 12. Nu știu dacă vom mai fi în stare să le, uh, să le oprim, că nu sunt pe pilot automat. Probabil cel târziu, cel târziu dimineață. La fel și masterclass-ul lui Oreste este, este, disponibil. Să lași tu și în chat și pe ecran Vio. Link unde îl pot găsi. E un masterclass grozav. Adică partea aceasta de meditație, de unitate, de conștient, de subconștient, de... Uh, nu de gene, nu știu ce mai, de ai și cu ceacrele, cu. Eu am făcut o sinteză între referențialele corecte, pretind eu și spun eu. Și atunci, dacă meditația este o banalitate în Orientul îndepărtat, pentru că cum învățăm noi la școală niște materii, la școala asta occidentală, carteziană, raționalistă Că noi suntem produsul unei școli de gândire raționaliste Care a valorizat mult mai mult emisfera stângă neuronală decât emisfera dreaptă Și care a pus foarte mult accentul pe formarea profesională și pe gândirea uh, reducționistă Spre deosebire de Orient, unde începăm în clasa 2, a 2-3, așa să zicem 7-8-9 ani se predă la școli arta meditației. Meditația care este un, un act de cunoaștere, de autocunoaștere, de punere într-o sinergie a celor trei componente despre care Jung vorbește foarte frumos, inconștient, subconștient și conștient. Este una dintre modalitățile de a cunoaște prin observare, prin introspecție, prin imaginație, prin intuiție și prin coroborarea tuturor datelor din exteriorul și din interiorul nostru. Adică e foarte simplu. Noi avem cinci simțuri cu care descoperim lumea din afara noastră. Că noi lumea din afara noastră o descoperim prin văz, că o vedem, prin auz că o auzim, prin miros că o mirosim, prin gust că o gustăm și o mâncăm și prin tactil pentru că atingem. Și acestea sunt, acestea sunt cele cinci porții de percepere a informației exterioare. Dar noi mai avem și niște facultăți dăuntrice intuiție, imaginație, care fac parte din arsenalul descoperirii lumilor nevăzute, a lumii lăuntrice. Lumea asta nevăzută este pe de-o parte în afara noastră, pentru că dincolo de ceea ce percepem spațiul temporal, noi nu mai vedem dincolo de asta, asta nu înseamnă că nu mai există altceva. Și este o lume al lăuntrului nostru. De aceea, uite, ca să sar de la una la alta, oamenii nu se pot judeca nici după ceea ce văd, nici după ceea ce aud, nici după ceea ce gustă, nici după ceea ce simt, pentru că este puțin. Când vorbim de frecvențe de realități în masterclass-ul meu, o să vedem că ele sunt șapte. Una este să fii treaz în alertă stare de veche, alta este să fii mai ubi cu așa în starea de meditație, alta este să dormi, alta este să dormi și să visezi, alta este să dormi, să nu visezi, să fii aproape mort, Alta este când te fugăresc șapte câini turbați și tu, care n-ai niciun pic de vlagă în tine, că n-ai făcut o oră de sport, alergi ca să nu mori până la Constanța și nu obosești, este o altă realitate. Alta e când tu, ca Arhimede, stai liniștit în butoiul tău cu... Uh, de unde, unde, vrei să te îmbăiești și când iese apa de butoi, ai o revelație. Când îți cade mărul în cap ca lui Newton, ai o revelație. Când îți dă maestru zen într-o tehnică specială de meditație, moare de capului cu un bastonel din bambus să ai o revelație. Când e Steve Jobs și te-ai drogat în asemenea măsură încât nu mai poți să formezi 112 să vină salvarea să te ia, aia e o revelație a smartphone-ului, pentru că poate lumea nu știe, dar tot ceea ce operăm noi acum cu smartphone-ul este rolul LSD-ului. Și al faptului că Steve Jobs era să moară și atunci o mai zis, Bă, să inventezi ceva e atât de intuitiv încât să pot să înțelegeți. E o realitate. Da. Starea de revelație este o, e o realitate. Când mori, ești condamnat la moarte, mori, ai trecut prin moarte iminentă. Avem multe experiențe descrise de doctorul Moody, de exemplu, care a scris 40 de ani, a studiat pe toată planeta asta morți clinice și a făcut niște studii asupra ceea ce văd, simt și percep oamenii când sunt conștienți că vor muri sau chiar că mor și n-au murit, că de-aia se numește moarte clinică. Cine ai spus? Doctorul Moody. Doctor Moody. Uh, avem o altă realitate și atunci noi când vorbim de realitate avem senzația că e una, ceea ce este într-adevăr este una, numai că e pe, ca în universul radionic, este pe mai multe frecvențe și atunci sunt lucruri foarte ușor de înțeles și foarte simplu de înțeles dacă suntem în lumina corectă și aici îmi place să, să, să cred că Efortul ăsta de sinteză al unor 15 ani de experiență, dacă au rodit ceva și au creat ceva, este că au fost pe clasic. Adică mie nu-mi place să mă duc după Fenta uh, progresistă în sensul nu politic, ci în sensul în care uh, toți avem păreri și părerile noastre uh, sunt atât de interesante încât devin niște axiome. Nu, axiomatii sunt doar clasicii și atunci când vrei să faci ceva serios trebuie să pornești de la clasici. Vrei să vorbești despre Dumnezeu, trebuie să studiezi religii. Nu poți să vorbești de la Dumnezeu dacă ți se pare ție. Așa că ai avut o experiență mistică în bucătărie, nu e suficient. Da. Mă uit că au trecut două ore și jumătate. Rup firul tău emoționant cu o treabă administrativă. Anca i-am plasat comanda de dimineață și încă nu am primit acces la cursuri, plata s-a făcut, trebuie să trimitem pe e-mail dovada plății pentru a primi acces mai repede. Da, dar închipuiesc că după ce se termină această seară, vom merge și noi să dormim. Cândva, în cursul zilei de mâine, vom încerca să onorăm toate cererile care s-au făcut și dacă aveți dificultăți de orice fel, asigurați-vă că pasați comanda în perioada de reducere. Uh, urmând ca plata fie cu cardul, fie prin transfer bancar, să fie făcută în următoarele, uh, în următoarele zile. A fost un summit uh, grozav, un summit plin de personalități, plin de personalități, da? Aș putea spune plin, în sensul în care și eu și voi cred că am fost. Uh, n am fost cu paharul chiar așa plin, adică publicul a fost foarte deschis la tot ce a venit. Uh, de la și tu ai reușit un lucru De la invitat. Uite și tu ai avut o rigoare clasică Acum mă bag și eu în, așa, în oala asta Așa că sunt trufași. Dar faptul că ai ales uh, Ca vorbitorii Să vină în urma unor experiențe uh, Reale Trăite în timp Și nu începător cum ai zis Mi-a plăcut da, foarte mult chestia da. asta Adică uh, de asta se numește Life University Adică e ca o universitate și nu e ca o grădiniță Sau ca o școală generală Sau nici măcar ca un liceu Ci mai degrabă e post liceală da, E universitar e life. E life, Pentru că e ca să aibă o anumită greutate și Ceea ce toți vorbitorii tăi Probabil mai puțin eu că sunt prost Și asta e ce să fac Dar cu siguranță ce am urmărit eu Cu propria mea excepție în, în webinarele pe care le ai avut, toți oamenii vin din și dintr-o experiență da. reală, personală, da. asumată, validată în timp. Și asta e foarte important. Pentru că e foarte. uite, sar de la una la alta, dar ca să, să, să concretizez ideea într-o mai puține cuvinte. Mahomed de la 40 de ani îl contrazice pe Mahomed de la 20 de ani. E același profet. Care la 20 de ani Are o anumită viziune Nu în chestiuni esențiale Nu atunci când Arhanghelul Gabriel Îi spune ce are descris, Când își descrie el propriile sale experiențe Și doar, doar, doar dau exemplu Cum Mahomet, că e foarte clasic Și foarte cunoscută treaba asta Și atunci ce vreau să spun cu asta Vreau să spun că Viața și așezarea și timpul Petrecut pe un domeniu, pe un subiect Îți dă posibilitatea De autocorecție și de reglaj fin, pe care, cum să spun, energia de început, tinerețea, uh, uh, graba cu care noi când suntem tineri avem senzația că înțelegem niște lucruri, uh, ne poate face să mergem de foarte multe ori uh, pe, ușor pe cărări uh, greșite. Și atunci, tuning-ul ăsta, finețea asta pe care o ai în orice domeniu, și bă, în acta artoricească, și bă, în bă, preoție și ca masăr, și ca, nu știu, antrenor de ping-pong, și ca orice domeniu. Una e impetozitatea tinereții și când ai altă, de, de, te arunci ca un berbec așa în anumite chestii, și alta e când mai trece puțin timp și poți să umbli la buton să vezi, bă, aici m-am dus prea mult acolo, am exagerat cam mult, poate nu e corectă treaba asta. Și atunci concluziile se trag după minim 10 ani de, de alea care au greutate, după minim 10 ani de practică, de experiență și tu ai reușit, prin toți vorbitorii de la webinare și prin majoritatea, n-am parcurs toate cursurile, dar prin majoritatea, masterclass-urile uh, master da. master tale, să aduci niște oameni care, pe lângă uh, intelectul lor și cunoașterea lor, care e și o parte teoretică, foarte importantă este și cea practică a propriilor exemple, a propriilor și tare în antreprenoriat, în business, în chestia asta. Tu, dacă n-ai fi trăit, n-ai fi trecut, nu te fi izbit de chestia asta. Una e să spui din cărți și alta e să spui uh, realmente ce ai experimentat și tu, ce ai trăit și tu. Și aia e mai importantă decât să citești o carte. Ca se face diferența și cred că oamenii trebuie să înțeleagă între un masterclass și o carte da. sau o teorie despre ceva, față de unul care vine și se spovedește cumva și îți aduce și. Sângele, sudoarea lui, greșeala lui, e o, corecția e lui. Un mentoring la mijloc și un mentoring. E un mentoring, un mentoring dublat de experiență și de truda lui. Că dacă vorem strict doar de informație, dăm o căutare pe Google. Exact. Nu, da. despre asta e vorba. Îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația de a face parte din acest summit pe de-o parte și felicitări pentru masterclass pe de altă parte, că a ieșit o, un masterclass grozav. Eu îți mulțumesc. Da. Și uite ca o confirmare a faptului că mie mi-e mult mai bine decât nu premeditez și nu fac nimic și că să da, că vorbesc asta. ca asumat. Când a venit propunerea ta și de, de summit de spiritualitate ăsta, eu mă gândisem cu și vorbeam cu nevastă mea cu un an înainte, zic, bă, uite ce mișto ar fi să. Când m-am izbit prima dată de ideea că pandemia a resetat cumva, că eu făceam cursul, meditația prin țară, până asta. Și la un moment dat a venit pandemia și s-a stricat întâlnirea față către față, întâlnirea directă. La toată lumea. La toată lumea. Și s-a resetat chestia asta. Și n-a mai mers chestiunea asta. Plus că eu am și trecut, am ieșit din alte combinații jurnalistice proaste pe care le-am făcut în ultimii ani de bou, așa. N-are sens să mai intru în amănunte. Și vorbeam cu nevasta mea undeva până în 2022 și ea m-a întrebat, bă, tu ce ți-ai dorit să faci? Eu tot ziceam, hai să mă, trebuie să mă reinventez și eu, trebuie să, că nu mai, nu, trebuie să găsesc ceva, ce să fac. Și ce, ce ți-ar plăce? plăcea? Și bă, nu, nu știu, mi-ar plăcea să, eu nu mă pricep, eu nu sunt Eu sunt un tip foarte bun pe asociere Eu nu, nu am nici tehnică, nici bani, nici... Nu am Eu pot să fiu foarte bun un asociat Nu pot să fiu un uh, întemeitor de Nu e ăsta harul meu Eu, dacă e unul cu care să merg în tandem, merg foarte bine Singur nu prea am făcut mare lucru Că nu sunt capabil, nu, nu de altceva <laughs> Și... Ceea ce ești vorbesc... Prea, ești prea mult Nu, tren, îți vorbesc foarte sincer Adică prea prea nu bun, e, nu e nicio... General. Și... Să înțeleg că acea carte ai scris-o în parteneriat cu Dureste? Da, nici măcar n-am scris-o, ea sunt, este suma. E, e, revelată. Nu, nu, dar este suma unor postări de ale mele de pe blogul meu de atunci. Adică ce îmi trecea mie pe cap, puneam pe un blog. Da. Și după un moment dat mi-am dat seama, nu eu. Așa cumva a venit o inteligență mai mare decât care a zis, bă, dar dacă le-ai pune pe toate astea la oaltă, n-ar avea sens? Și au avut sens, nu avut dar n-am premeditat, eu am pe un ești. blog, adică eram un, -am, nu m-am gândit. Și asta a fost fantastic pentru că ceea ce eu am gândit și nici nu m-am preocupat, mi-ar mi plăcea dacă aș putea să, bă, să mă găsească unul. Și atunci am mi-a zis, vrei să-ți arăt unde ar fi mișto să ajungi tu vreodată? Mm -hmm. Și mi-a arătat ea având cursuri la, la, la Cristina Demetrescu. Mm -hmm. Și mi-a zis, uite-mă pe platforma asta, ce mișto ar fi să faci aici. Și a trecut un an nici nu m-am mai gândit la treaba asta. Mi-a plăcut, m-am uitat, am zis, mamă, dacă mă aș face și eu de asta, ce mișto ar fi. B și știi că a venit un tre -a an și a venit. Treia să, tre să suni. Pute, nu știam ce să spun eu. Ce că eu nu fac nimic. <laughs> și atunci uh, a fost mișto și a fost încă o confirmare și încă o confirmare că atunci când trebuie să se întâmple niște lucruri, te găsești mă lucrurile pe tine, nu trebuie să le zgândă tu neapărat. Deci dacă încă nu s-a întâmplat nimic în viața voastră, o să se întâmple. Deci nicio grijă. Glumă. Da? Uh, un summit uh, plin de înțelepciune, eu încerc să închid de vreo oră, nu mi iese, așa. Adevărul este că nici nu-mi vine, uh, într-un fel, pentru că e o. Eu e o strângere de inimă la, la final. Cum spuneam, la început am avut mari. Uh, Mare emoții, cum o să fie, ce o să fie, o să funcționeze tehnic, nu o să funcționeze. Uh, cu ocazia asta îi mulțumesc lui Alex, uh, Dani și Adrian. Au fost uh, echipa de... Sunteți toți acolo acum? și cu Florin? Așa, da, echipă. Aveți acolo webcam? Nu aveți, nu? Să salutați. Nu. Nu aveți. <laughs> da. A, așa, care a fost o echipă grozavă care și-a făcut uh, treaba pe parte tehnică seară de seară aici, uh, cu voie bună și indiferent de oră, ei au fost uh, super, super uh, deschiși. Îi recomand cu mare încredere, nu atât de mult că după aia nu mai are cine să mă ajute, <laughs> așa, deci e, e cu, cu măsură, da? Care mă, website e website-ul vostru? Da, wemaster.ro. Uite, le fac și promo așa, da? 500 de euro. <laughs> 50 de euro. <laughs> da. Așa. Vio, care a fost moderatoarea la toate comentariile și a răspuns și așa. Și ceilalți din spate mă dă Marta, care au răspuns la e mail la telefoane, la toate care au venit solicitări și așa mai, mai departe. În slujba ta, cred că acest summit a fost... Mă întreba cineva, băi, e foarte mare summitul ăsta, da, și ți-a ieșit ceva, adică dă bine. Băi, nu știu. Și adevărul acesta este că nu știu din punct de vedere financiară. Dar n-am avut un scop precis în sensul ăsta, pur și simplu asta am simțit că trebuie să fac. Am făcut amintul acesta 100% gratuit. E drept că numărul de înscrieri la toate masterclass-urile au fost mai mare, nu e niciun secret. Pe de altă parte este win-win. Nu cred că îmi faci mie sau Life Investi un favor dacă cumperi un masterclass. Nu cred că noi îți facem un favor ție dacă îți oferim un masterclass, cred că lucrurile sunt ok atâta vreme cât e win-win. Fiecare câștigă din, din această relație. Noi, având un preț mai mic, facem un volum mai mare. Tu, având o ocazie, poți achiziționa la un preț mai, la un preț mai mic. Deci, o... Experiență grozavă, aproape trei săptămâni intense pline, pline, pline de emoții, de provocări și de toate cele. Chiar acum, în ultima zi, dacă mă întreabă cineva, Maria, mai faci treaba asta? Băi, cred că o să o mai fac, pentru că a meritat energia, emoția și vă sunt pe deplin, pe deplin recunoscători. Recunoscător. Ați fost bun și cu mine. Eu ne fiind la baza meseriei mele sau la ceva vreau un fel de moderator. Deci dacă am mai avut fel și fel de uh, gafe întreruperii potrivite, nepotrivite, uh, a fost uh, îngăduitori. Și un uh, un public minunat. Cu siguranță destinele ni se vor mai reîntâlni într-o formă sau alta atunci când va fi cazul, atunci când va fi momentul. Summitul se încheie aici. Nu știu ce să spun fără să mai mă repet. Lasă, vă mulțumesc din suflet. A fost o, o adevărată plăcere. Și acum îl las pe Oreste da? să vă lase în mesaj. Mă un mesaj. Mulțumesc, da? Legat da. de creșterea spirituală, ce vrei tu să ne nu spui? Mai vreau, nu, mai Cred că a fost suficient de aproape să fac trei ore. Vreau și eu să-mi cer scuze. Eu sunt un tip destul de direct așa, uneori mă mai înfierbând. Dacă am supărat pe cineva cu părerile mele sau am lezat convingerile de cuiva, vă mă rog să mă iertați, nu asta a fost intenția mea. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați rezistat uh, uh, și la mine, pe final, așa, aproape trei ore, uh, și să vă dau întâlnire, uh, uitându-mă la Marian și la următorul, uh, dacă mă mai cheamă, la următorul... Uh, uh, și summit și masterclass. Și summit și masterclass class, și, chem, în principiu, nu pot să vă spun decât să aveți o noapte foarte, foarte blândă. O seară frumoasă tuturor!